Nici deci nu știu cum să-l caracterizez, pentru că nu -are, are stofă nici de criminal, nici de politician, deși unii spun: Domnul a fost mare politician, nici de nici calitatea de om, pentru că dacă ai calitate de, cât de cât, cât de cât, nu poți să organizezi diversiune în care să se bată românii cu românii și nu organizează una. Păi organizează sau acceptă diversiunea începând cu seara de 22 decembrie. Salutare și bine ați venit la Mintea lui Tetelu. Astăzi vine la Mintea lui Tetelu Teodor Doru Mărieș, președintele Asociației 21 decembrie 89. Și intru direct în subiect. Credeți că Ion Ilescu ar trebui condamnat pentru ce s-a întâmplat la Mineriade? Trebuia ieri. Ieri. De ce nu este Azi măcar. Păi avem o problemă din punct de vedere al așa zisului sistem judiciar din România, pentru care noi am stat și am încercat să-l mobilizăm, ca să spun așa, în ultimii 31 de ani, din păcate a rămas anchilozat. Și astăzi suntem într-o fundătură cu privire la dosarul 1315, dacă suntem în preajma, să spun așa, zilei în care, mă rog, au trecut 13, 15 cele 3 zile de groază. Eu am fost arestat în 18, a doua oră, prima dată în 13 și a doua oră în 18 iunie. Se plinesc 31 de ani de la evenimente. Am pornit în a înțelege mecanismul judiciar, ca să zic așa, de la inculpat. Sigur că am fost... De ce a fost arestat pe 13? Ce s-a întâmplat pe 13? Dacă mi-ați permite să merg un picuț mai în spate Vă rog. la tot ce s-a întâmplat în 13, a existat un 19 iunie 1990, când am fost invitați la un dialog la guvern. Sigur, invitația a venit din 10. S-au purtat niște tratative. În 10 seara de la acea tribună improvizată, pentru că nu mai aveam balconul, balconul deja fugise, și am, erau câteva puncte pe care le-am supus votului celor din piață, erau peste o mie de oameni în 10 seara, ei le-au aprobat și sigur ne-am dus în data de 11 la dialog, un simulacru. Cine va invita la dialog? Păi invitația venit de la primul ministru, de la Petre Roman. El n-a venit în delegație, dar au fost uh, secretari de stat, miniștri care au venit în delegație. Uh, când am ajuns acolo, primul lucru care mi s-a spus uh, a fost că nu intră presă. Și am spus nu intră presă. Nu intră presă, nu intru nici eu. Și atunci mi-au făcut hatărul cumva, i-au uh, lăsat să urce, au intrat în sala unde urma să aibă loc uh, întâlnirea și după 5 minute le-a spus să plece. Și sigur, cineva Triga, nu mai le țin de la ce ziar sau televiziune, n-aveam decât un, așa că. Da. Doru, ce cred că era și SOTI Nu era. Nu era. atunci, în acea zi. A, -a, în acea zi s-a acceptat, s-a semnat înființarea unui post independent de, de televiziune. Și mi-a zis ce faci. Ai zis că nu rămâi fără noi. Uh, golani, Golani, Golani eram noi. Așa cum v-a denumit Ion Iliescu. denumit de Ion Ilescu, dar mă rog, aveau și să zic așa, partea lor de jmecherie, acești indivizi care ziceau că sunt guvernanți. Dacă vreți să vă explic și de ce spun asta, ziceau că sunt guvernanți. Ei nu erau nimeni, absolut nu reprezentau pe nimeni și tot ce s-a întâmplat un an și jumătate după 22 decembrie este ilegal. Din punct de vedere al legalității. Adică decrete, tot ce s-a comunicat, s-a comunicat într-o publicație care nu exista. Dar revenim, dacă vreți, la da, această da, vreau. chestiune. Un pseudo monitor oficial, să înțelegeți. Un pseudo monitor oficial. Inițial ea se numea Foaia. Uh... Nu Foaia. Îmi aduc aminte și nu, okay. venim, vă spun. Mergem mai departe. Cum s-a numit până la 20 de Da, da, de da. După... Bun. Uh... Și atunci m-am întrebat, păi ce faceți, nu-i susțineți pe cei din grevea foamei? N-ați venit și cu ei la dialog? Am nu puteam să-i las pe oamenii singuri. mi a cerut scuze către băieții și fetele la presă și am zis, bun, rămân. Am rămas la discuție și am zis, bun, discutăm. Cine a tras în noi după 22? A, doamnă mă. Păi mă încava pentru ce stăm noi în piața aia? Aveam două obiective mari. Adevărul și punctul 8 de la Timișoara. Păi, nu discutăm despre asta, că... Dar e ce voiau să negocieze, adică plecarea dumneavoastră din piață am spus, contra ce? Am spus simulacru și vă explic da. vă explic și vă răspund. Bun, ok, nu vreți să discutăm subiectul să nu? Păi da, cele două miliarde de dolari pe care i-ați păpat voi, din decembrie și până acum, care se aflau în visteria statului, discutăm? Domnul ne trebuie vreo 3-4 luni ca să facem un calcul, să vă dăm, să vă prezentăm. Să... Au avut grijă să mă țină în pușcărie mai mult ca să nu. Așa, da, da, ajungem și acolo. A, așa. Păi de ce discutăm? Păi, punctul 8 de la Timișoare. Ah. Domnul Mărieș, a plecat din piață, ați văzut, ați rămas puțin. Și ce mă interesează pe mine că a plecat din piață? După 20 mai. După 20 mai. Teoretic. Ce mă interesează că au plecat Problemul Problema lor. La unii le-ați dat voie retragerea că să ai voștri, alții au plecat că eu știu, nu au avut șfung mai mult. Ca da, au fost dezamăgit de, de, de rezultat. Capă, nu da. se duce până la jumătate. Așa e. Clar, la 20 mai, la ce? La niște alegeri falsificate din punct de vedere istoric sunt o, un, o națiune care a fost mințită 5 luni de zile că cei care candidează, respectiv Frontul Salvării Naționale, pentru că doar ei erau peste tot. Nu are rost să discutăm de PNT și de PNL, pentru că era ceva așa, înfiripat și care a fost ținut și, și cum să spun, uh, uh, controlat. Tăiat, controlat ca și controlat, dar tăiat din fașă orice contact a oamenilor din PNT și PNL cu țara. Pentru că la televiziune nu apărea... Absolut, asta o, vă, vă spun eu din provincie. Nu ajungea nici un mesaj al partidelor și, să zic, mesajul din piață venea foarte trunchiat. Adică, pentru mine, când a început 13 iunie, am primit doar versiunea oficială. Pentru mine a fost un dezmăț, un haos, o nebunie care a fost creată de cei de acolo. Organizată. 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 Atunci, asigur, părea putea să... I-au încercat să arunce totul pe noi. Noi am distrus, noi am dat foc la autobuze. Asta chiar distrus. vreau să-mi povestiți cu 13 Ei pe bătălia aceea mă interesează. problema, problema este că, apropo de uh, faptul că nu ajungeau și că se tăia totul din fașe, seniorul Coposu ajun, vrea să ajungă la Bădăcini, dădea cu ouă în el. Se scanda că posul, nu-i spuneau coposul, posul, că posul vrea să n-am mâncat salam cu soia rațiu și că posul vrea să vă ia pământul. Păi nici nu-l primise bine oamenii, da? Da. da. Deci o țară care nu știa nimic de tot ce s-a întâmplat în decembrie în decembrie 89. Și atunci sigur că versiunea oficială era cea care o transmitea singurul radio și respectiv televiziune, controlată 99%. Votul a fost în consecință și nimeni nu poate să mă convingă vreodată că cei care au părăsit Piața și lupta împotriva Frontului Salvării Naționale după 20 mai au avut vreo justificare. Niciuna. Domnule, am avut alegeri libere. Ce libere? Domnule, au fost alegeri. Dar a fost pur și simplu dezamăgiți că nu se schimbă, nu se poate schimba. în unii oameni, sigur, Marea Masă a fost dezamăgită. Dar nu, totul s-a dat din altă parte, s-a dat din balcon. Acolo s-a părăsit, nu vorbim de Marea Masă. Marea Masă nu are nicio vină. Marea Masă a venit conștiincios seara de seară în piața Universității. Marea Masă a vrut punctul la Timișoara cu ardoare. Marea Masă a vrut retragerea lui Ion Rațu și a lui uh, Raduc din pianul uh, să-și retragă candidaturile, să lase pe individ să candideze singur. Și atunci, sigur că să facem o comparație cu zilele noastre, era un Lukashenko. Da. Uh, eu am fost foarte certat pentru că mi-am permis să cer câte o scrisoare din partea domnului Rațiu și respectiv a domnului Câmpianu ca să se retragă. Este adevărat și scrisorile mi-au venit prin doi reprezentanți, unul de la PNL și unul de la, de PNC, cel de la PNC mai puțin cunoscut, celălalt Radu Stroie, care a ajuns ministru, da. el mi-a adus scrisoarea la domnul Câmpianu și ambele erau că dacă se trage, retrage Ion Iliescu să retrag și ei. Nu avea nicio logică în acest caz. Nu prea avea logică, caz. dar dacă piața ar fi marșat și s a fi dat voie să se spună, Piața era foarte ușor de mutat de la piața universității până la PNL la doi pași și până la de la trei pași. Și atunci, sigur că sub presiunea a 20-30 de mii de oameni eu sunt convins că cei doi ar fi, ar fi cedat. Ei nu s-a vrut acest lucru. Deci cineva a avut interesul să legitimeze uh, cineva. cineva. Știm cine. Cineva, cineva structurile de dinainte. Că e clar că nu s-au... Uh, nici demobilizat și nici... Da, au intrat în panică și în vrie un pic. Un pic. După 22, ora 12, după ce l-am alungat pe Ceaușescu, am cucerit simbolul Partidului Comunist, central al partidului, televiziunea, radio și județenii de partid. Acolo a fost un pic de deranj câteva ore. După care, sigur, Nu câteva zile? Nu, nu, nu. Deci în câteva ore s-a restabilit... Câteva ore. Câteva ore. Dar Ceaușescu era încă viu. Ceaușescu era viu, numai că până seara, până seara și eu așteptat seara și seara au dat drumul la diversiune, o diversiune creată clar împotriva Revoluției. Revoluția învinsese, ocupase sediul central, ocupase, așa cum vă spun, județenii de partid, alungase dictatorul, s-a scandat fără comuniști, jos comunismul. Da, mi-aduc aminte și venim și seara și vedem că se creează o diversiune teroriștii, după care se spune securiștii teroriști, deci se indică și cine sunt teroriștii, trag din toate pozițiile, mai puțin în balcon. Când a preluat puterea Ion prin, de la Atanasie Stănculescu? Pentru că el i-a predat puterea lui Ion Iliescu, o teorie pe care am discutat-o cu Mădălin Hodor, care a analizat foarte bine momentele Revoluției. Asta am înțeles că în momentul în care i-a fost predată puterea lui Ion Iliescu, pentru că era cel mai ocheiuț okay așa dintre toți, atunci s-au liniștit. Nu era cel mai ocheiuț. Okay era cel mai era omul pe care Stânculescul îl cunoștea foarte bine. Ei s-au cunoscut în 56, probabil chiar înainte de 56. 56 înseamnă Revoluția Maghiară. Studenții la Timișoara da, ies da, da, în stradă pentru a sprijini uh, Revolta, Revoluția de acolo, și sunt doi indivizi care acționează la momentul respectiv și acționează și în decembrie 89. Unul se numește Atanasie Stânculescul, locotenent la momentul respectiv. Celălalt Ion Iliescu, secretar al Uniunii Tineretului Muncitoresc. Care a ulterior, fost trimis la Târgu Mureș, la unde, au, unde au fost anchetați studenții ieșiți să-i pe ul, cei din Budapest. Ulterior, UTC-ul, după ce s-a transformat da. din Partidul Muncitoresc în Partidul Comunist, deci utm segmentul tânăr al cadrele de nădejde ale, ale Partidului Muncitoresc Român. Ion Iliescu avea atribuțiuni, am văzut o fișă la uh, Institutul pentru Investigarea Crimelor Comunismului și fiecare din, uh, din capii acestei conduceri tineretului aveau repartizat câte un județ. În dreptul lui Ion Iliescu scria Republica Ungară. Ha! Deci el era... Pentru că a fost anchetați la noi și studenți maghiari din Budapest au fost aduși Au fost aduși au fost aduși anchetați revoluției aici aici Daru. au fost anchetați așa este și lescu s-au ocupat de această anchetare cu acest domn stânculescu, deci se știau Bun, Ei... Sigur nu era el atunci a capul de tuti dar nu. au fost implicația amândoi acolo și acum vin și vă fac o o acolo de așa arc peste timp la ora 13 a zilei de 22 decembrie Generalul Rațiu, care era șeful Direcției I, ce era Direcția I a Securității Statului la momentul respectiv, era cea care se ocupa de supravegherea, uh, spunem, dizidenților. Da. Sigur că ea se ocupa și cu cei care erau uh, cu state pe la Moscova, pe la Frunze, pe la. Facultatea, a fost. Facultatea, da. A, NKVD, KGB, nu mai conta. Acest general sună pe Iliescu în jurul orelor 13 și îl întreabă ce facem, cum procedăm. Când în mod normal, el până la ora 12, să zicem, da, 12 și 8 minute când l-am alungat pe Ceaușescu, în mod normal l-a supravegheat pe Iliescu. Trebuia în mod normal să existe o dușmănie între ei, nu o prietenie. Și Irescu îi spunea legătura cu Victor și ne vedem la Ministerul Apărării. Asta spune tot. Iar teoria, teoria lui Mădălin Hodor este că cu putea să preia el puterea. Însă s-a gândit, eu ce, ce fac? Eu sunt un militar, nu știu să conduc decât sub formă unei dictaturi militare și a zis nu pot să fac asta, nu sunt pregătit să o duc până la cap. Și atunci asta e teoria lui Mădălin Hodor și mi a părut interesantă. I-a predat puterea lui Ion Ilescu pentru că era civil, cum ar veni, el fiind în spate, asigurând mm -hmm. susținerea din partea armatei. Stănculescu era un tip mai sofisticat, adevărat. Probabil că avea și niște conexiuni pe zona englezească, au existat întâlniri între el și Ion Iliescu, inclusiv într-o cabină de teatru, aproximativ cu un an înainte, sau chiar în anul 89. Deci ei au avut contacte. Problema este următoarea. Cât era el Stănculescu de Stănculescu, nu era omul care era cunoscut și iubit de armată, de corpul ofițeresc al armatei, precum era, de exemplu, generalul Gușa. Se întâmplase ce se întâmplase dimineața de 22 decembrie, în sensul că fusese ucis ministrul apărării generalul Vasile Mile. Eu spun ucis pentru că intrând primul sau ajungând primul la etajul 6 cu armă în mână în 22 decembrie, o să spuneți de unde am luat armă din holul Comitetului Central, erau lăzile cu muniție pregătite pentru a se trage în, noi. Din populația da. Și momentul în care presiunea a ajuns până la uși, au fost abandonate armele și au dispărut pe la subsol, prin unde au dispărut, au ieșit și au plecat. Dar au lăsat abandonat armele. Deci eu când am ajuns în hol nu era nimeni decât armament, am luat o pușcă și încă doi beți care au intrat după mine, am ajuns la etajul 6 cu armă în mână, sperând că ajung la elicopter, pentru că elicopterul era pe clădire. Și în ce urma în să am... faceți? Să-l arestați? Sau să -l nu, nu cred că mai aveam uh, răbdare ca să-l arestez. Trăgeam direct. Deci am spus, -o, am declarat atunci, imediat după și o spun și azi la 31 de ani. Eram sub impulsul a ceea ce trăisem în seara de 21 decembrie la Dallas. Și vreau să mă înțelegeți, n-am stofă de criminal, dar uh, era atât de puternic și a fost atât de puternic impactul imaginii și ceea ce am trăit la Dallas în 21 seara, aproximativ la 5.30, când am văzut oameni căzând precum popicele la 4, 7, 10 metri de mine, încât uh, Credeți-mă că... Nu mai aveți niciun nu, motiv nu, să nu. apelați la justiție, pur și simplu ați fi omorât pe Ceaușescu. Trăgeam fără să mă uit la ei. Și cum s-a întâmplat? La... Cu cât timp a plecat mai devreme? Păi în momentul în care am... Deci am luat armă, am alergat, am mers în alergare până la etajul 6 și în, între am parcurs de la, 5, de la 5 la 6... Uh, jumate din scară, ca să spun așa, și partea asta la altă, În momentul în care am ajuns și am văzut capul scării, au apărut doi indivizi în față. Mi-am dat seama că sunt securiști pentru că aveau un da. corespunzătoare, corespunzător, cravată, costum, mă rog. Pus fușca pe ei, băi, cine sunteți? N-au răspuns, n-au vorbit. Am puțin uh, rupt filmul aici. Următoarea imaginea mea cu ei este unul în stânga și unul în dreapta pe scări căzuți cu spatele către perete și respectiv către scară. Eu în capul scării, băieții ăia și ei pe acolo și nu m-am mai uitat, nu -am, mai... am fugit pe... am ieșit pe, pe terasă. Pe terasă. În momentul în care am ieșit pe teras, cred că asta a fost momentul în care am pierdut această mică discuție și această altercație care nu pot să apreciez cât a durat. Trebuie să înțelegeți emoția momentului. Dar cei doi și au... tensiunea momentului. Înțeleg la perfecție. Dar ce s-a întâmplat cu cei doi? O să vă spun cum l-am regăsit pe unul dintre ei la aproximativ 20 de minute jumătate de oră. Unul a dispărut, dar unul a rămas acolo și vă spun cum, a, cum arăta. Uh, am ieșit uh, sus pe terasă și elicopterul era undeva peste scala Pitar Moș. Deci cât l-am privit eu, deja să zicem că a ajuns pe Pitar Moș. Și mi-am dat seama că este distanța prea mare, care mare. să mai trag, nu avea niciun rost. Mai era și sutele de mii de oameni pe o parte și pe alta. Piața era plină până la Cismigiu, era full. Și plus în bulevard în partea salată la, la universitate și o fi fost. Și am intrat în clădire, uh, am privit pe culoarul fiecare etaj a Comitetului Central, are culoarele lungi, da? Uh, am privit pe culoar și am văzut o, am văzut un, o siluetă îmbrăcată în militar. Am pus pușca pe el, am țipat de el, am trebat, băi, ai armă? Nu. M-am apropiat, apropiat și a raportat omul, corespunzător sunt colonelul Părcălăbescu, el declară, face această declarație, spune că Mărieș e primul care a ajuns cu armă la etajul 6. Eu am martor dintre ei, că n-am fost la Revoluție, n-am participat, eram în București, adică Asta au fost cel puțin 15 ani propaganda pe care mi-a servit-o Ion Iliescu, Mărieș nu există. Nu există. Ei, după ce am oprit prescrierea crimelor și după ce a început ancheta în dosar după 2005, 2006, 2007. După aia a urmat CEDO. Bineînțeles, Mărieș nu există. O ma care, ce, o să uite CEDO în gura lui Mărieș. Astea sunt declarațiile pe care le-a făcut. Nici nu știu cum să-l caracterizez, pentru că nu are, -are sufă nici de criminal, nici de politician, deși unii spun, domnule, a fost mare politician. Nici de nici calitatea de om, pentru că dacă ai calitate cât de cât, cât de cât, nu poți să organizezi diversiune în care să se bată românii cu românii și nu organizează una. Păi organizează sau acceptă diversiunea începând cu seara de 22 decembrie. Bine, prima mineriadă, 29 decembrie, da? Marele meeting PNC-PNL pentru ca să fie alegeri, ca să fie acceptați și ei la alegeri vine prima mineriadă 29 de, uh, ianuarie, pardon. ianuarie vine 19 februarie a doua mineriadă vine Târgu Mureș organizat tot de ei aceeași mizerie, aceeași diversiune făcută de el, de Măgureanu, de Voican și de alții vin uh, acele două nopți 22 aprilie când a început practic și s-a blocat prima dată piața universității în noaptea de 22-23 le-au servit-o celor care au rămas acolo am reocupat piața în 23 dimineața 23 spre 24 bătaie din nou deci și vine Marea Marele Măcel din 13-15 iunie programat în prima fază și revenim la dialog deci nu, nu mă înțeleg cu ei pe niciun punct din cele care le aveam noi ca revendicări de dialog cu ei Uh, bun, greva foamei ce dorește și, băi, la greva foamei au spus, vrem un post de televiziune independentă. Mi s-a părut că am subțire revendicarea, da. Uh, eu știu ce înseamnă greva foamei. Nu știam atunci. Dar, uh, ulterior, am făcut vreo patru greve ale foamei destul de lungi și știu ce înseamnă acum. Uh, Mi-a fost, uh, în primul rând, eu nu prea am fost de acord în perioada pieții când au venit cu corturile, sau au instalat în greva foamei. Dar n-am avut ce să fac. Părerea mea este că o parte dintre ei au fost instigați la momentul respectiv. Poate nu în un sensul rău, ca o formă de presiune. Numai că omul după 10 zile, după 20 de zile de nemâncat s-a fanatizat și n-au mai acceptat să iasă. Eu am rugat, le -am... sigur că le-am adus o lămâie, le-am dat o țigară, eram zi de zi acolo cu ei. Nu i-am părăsit, am rămas cu ei din 20 mai, 23 mai, 24 mai, când practic s-a închis balconul și ne-au părăsit unii pe noi. Uh, noi am rămas acolo până în 13 iunie mai sunt vreo 3 săptămâni, vă dați seama e o perioadă lungă de timp uh, i-am admirat și I am înțeles și dar repet, mi s-a părut un picuț că uh, diferența asta între organizațiile care rămăsese în piață și ce spusese lumea seara punctul 8 de la Timișoara, aflarea de vreo 16-22 cu tare, cu tare uh, ei nu le-au susținut Bun, Am rămas pe poziție, s-a semnat uh, protocolul, ba din contră, la un moment dat. Vorbim de 11 iunie. 11 iunie. La un moment dat îmi spun, zice, domnul, Mărie, zice, sunt uh, demonstranții afară și zice, nu putem să negociem sub presiuni. Păi auziți voi ceva afară? Domnule, sunt afară demonstranții. Veniți vreo 200 de persoane din piața Universității să ne susțină la dialog. Nu mai continuăm dialogul nici cu greva foamei dacă nu merge să-i dispersați. Ce vă spun, este scris în ziarul Baricada, stenograma, nu știu cine a dat la momentul respectiv, ei erau niște băieți foarte istezi la Baricada și foarte tari la momentul respectiv, erau poate cei mai da. duri vis-a-vis -vis de Iliescu și de Camarilă, și îmi spun, păi, vreți să-mi tai craca de sub picior, adică eu merg în piață să-mi alung oamenii? Și cu toate astea insistă și pur și simplu nu mai vor să discute, să cobor eu. De și până la urmă zic, bă, hai să merg să... Bun, le fac haterul. Tot cu gândul la cei din greva fondii. Cobor, ajung la... În fața guvernului, erau aproximativ 200, nu era scandal, nu era nimic. Scandal! Asta e altceva. Și am rugat, vă rog, să traversați vis-a-vis -vis la Antipa până ce se termină dialogul. Ce credeți? Când am urcat, dialogul era încheiat. Protocolul era semnat. semnat de cine? De, de ei. acești oameni care erau în greva foamei, tot respectul pentru ei și de cei care venise în, la dialog. Uh, am plecat, să zic undeva fără 20. Ei de îndată după, adică 4 fără 20, 16 fără 20, uh, imediat s-au uh, raportat și au plecat la Scroviște. Și-au avut o întâlnire la Scroviște în acea seară, Iuliescu și Camarilu. Și acolo au pus la cale că să facă intervenția a doua zi. Chițac, care era ministru de interne, Mihai Chițac, care era ministru de interne și care fusese, se scandase în piață de enori, Kitzak, Chițac, să fie ras în cap pentru că lumea îl percepea ca unul din cei care au fost la Timișoara și care au uh, participat la arestarea și uciderea timișorenilor în 16-17 decembrie. Uh. A zis, domnule, lăsați-mă o zi să fac plan. Și atunci ei au acceptat să facă pe 12 planul. Sigur că de acest plan noi n-am fi aflat niciodată. Dacă nu s-ar fi întâmplat minunea din 2004 când am oprit prescrierea la 15 ani, de ce spun am oprit prescrierea? Crima în România se prescria după 15 ani. Așa era în codul de procedură în anul 2004. Lucrându-se în dosar reluându-se cercetările, codul de procedură spunea că câștigi șapte ani și jumătate, adică jumătate din cei 15. Și atunci ne duceam cu prescrierea crimei la 22 de ani și jumătate. Întâmplându-se acest lucru și în urma plângerii depuse de Asociația 21 decembrie, domnul Dan Voinea, reluând cercetarea în dosar, punând sub urmărie vreo 40 de indivizi, pe care sigur erau scriși însuși de noi în plângere, Uh, nu ne-am ferit să facem o plângere așa la general. Și pentru prima dată era depusă o plângere în România pe fapte contra umanității. La momentul respectiv, genocid, tratamente neomenoase, distrugeri de obiective și furturi erau patru articole în codul de procedură penală la momentul respectiv. Ulterior s-a reconfigurat cu fapte contra umanității. Și au fost cuprinse toate astea în, în fapte contra umanității. Bun. Uh... La Scroviște, așa cum vă spun, se dă dispoziție, face planul, Mihai Chițeac îl execută, vine a doua zi la ora 12 la guvern, îl prezintă lui Petre Roman și la aprobă. Și el scrie. El l-a scris de mână. De mână l-a prezentat generalul Dan Voinea și l-a dus și l-a prezentat în original în 2006. Cred că a fost o mică răzbunare a lui Chițac pe ei. Deci planul a rămas la el. El s-a dus cu planul la Petre Roman. Petre Roman l-a aprobat, deci comandat de Ion Iliescu, așa spune el, și-a aprobat de Petre Roman. La ora 12, în ziua de 12. În plan, erau pe etape, se aduc 4.000 de muncitori de la Fabrici cu tare pentru a ocupa piața universității după ce noi vom elibera, vom... rinforța. Acum, ziua de 13, lumea trebuie să înțeleagă, ziua de 13 nu a fost mineriat. Și eu nu folosesc termenul de mineriadă și nu spun dosarul mineriadei. Eu mereu spun dosarul 13-15 iunie. De ce? Este o, un amestec așa și o învăluire a opiniei publice. Eu cam știu cine a dat tonul și a zis, domnule, e bine să spunem mineriada și gata, am acoperit tot. Că pică a, pe mineri mai mult. Pică pe miner, da, noi nu avem nicio treabă. Minerii, domnule, au venit minerii și asta e. 13 n-ai stat picior de minier. Deci, în dimineața de 13 vin trupe de securitate. Dimineața însemnând foarte dimineață. Dimineața, 4 jumate. Da. Poate chiar mai repede de 4 jumate. Intervine miliție. Toată miliția din București a fost chemată. Parchetul dă un comunicat noaptea. Eu n-am crezut în acea noapte când am auzit că s-a citit un comunicat a procurorului general Robu la televiziune, eu n-am crezut că au atâta curaj, atâta tupeu ca să facă. La momentul respectiv, ei s-au acoperit prin justiție. Adică, a spus, domnule, Procuratura a anunțat că dacă nu e liberat și dacă nu pleca și dacă asta, noi vom interveni. O să facem o comparație, dacă o să avem timp, cu ce s-a întâmplat în 10 august, cu acel faimos, pracu, faimos în ghilimele, din punctul meu de vedere, Procuror Pârlog, care a fost acolo în piață și care nu avea ce căuta, pentru că între timp legea se schimbase. Și procurorul nu mai avea voie să meargă în teatru, pentru că el urma să ancheteze. Ori el acolo a fost chemat ca să dea girul jandarmilor, că parchetul e cu noi, a fost chemat de șeful ceiului de la jandarmerie, în acea zi de 13, de 10 august. El a rămas acolo până noaptea târziu. Eu am avut o discuție Uh, aveam o emisiune la momentul respectiv, și hai să zicem că făceam o mică investigare a mea și m-am dus peste el în 19 ce la Parchetul Militar. Și l-am prins cu minciuna. Sigur, el s-a orientat, ulterior a depus o plângere, uh, cumva o, o sesizare de el completase cu mânuța lui în data de 10, o delegație acolo. Eu lăsase, lăsase o copie Nețoi, șeful CEI-ului de la momentul respectiv, nu știu cum mai fi și acum, a jandarmeriei, care l-a chemat, s-a venit cu bicicleta, a legat bicicleta de stâlp, s-au dus la cafea, s-au dus la s-au stat toată ziua acolo, s-a dus în teatru, s-a dus în, în acea mașină de, cum îi spunea, uh, comandamentul înaintat. Da, 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 e o mașină care era plină de crane și... Da, 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 era cea da. de pe Paris. Da, da, da. A, așa? Dacă mă concentrez și spun, da, nu cazul că nu suntem uh, în domeniu, da? Ca să folosim tot mai termenii. Dar acea mașină unde... Un centru mobil, sunt... centru probabil. mobil, așa de. Bun. Uh, revin la, la, noaptea de 12. N-am crezut, efectiv, n-am crezut că... Eu am plecat undeva 12 jumate, 1, ceva de genul ăsta am plecat din piață. 12, în fine. Și dimineața am fost sunat de cineva, băi, vin repede că au intrat pe SM. Și mi-am dat întâlnire la Consulatul Statelor Unite, pe Batiștei. Erau alimentare acolo, am zis, băi, vină acolo, că dacă... i am întrebat, sunt în piață? Da. Zic, bun, atunci mă retrag, nu mă duc chiar între ei din prima. Am ajuns acolo, persoana care m-a sunat n-a venit la întâlnire. N-a venit la întâlnire, în fine. Nu știu nici azi dacă am fost momit, dar ce-am văzut ca scenariu, mi-am dat seama că am fost chemat acolo. De ce? Uh, am venit, m-am uitat, am văzut că nu e în locul respectiv și eu am luat-o pe Batiștei să văd și eu ce se întâmplă. Că... Curiozitatea și, 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 și dorința de luptă, că venea să-i nu aveam pușc. Nu mai era ca la Revoluție. Uh, am ajuns în fața Ambasadei Americii, în fața era un individ, am trecut pe lângă el, stătea cu spatele, era un panou luminos cei care sunt mai în vârstă știu că poate era singurul panou luminos din România la momentul respectiv, stătea în dreptul panoului lângă gard, eu pe mijlocul șoselei circulație era blocată și observam printre teatru și inter cum smul corturile. Fiind mai înalt, asta vedeam că se ridică, că se întâmplă ceva acolo, agitații. Nu vedeam la nivelul solului. M-am întors să văd, poate eu fi venit cel care m-a sunat. N-a venit, -am, din nou am revenit, dar am observat că în spatele teatrului, pe strada cu Teatrul Național, cu sp în spatele Teatrului Național, deci din batiște cea care dă, uh, nu mai știu cum îi zice, Tudor, în fine, chiar nu contează, dar strada care merge prin spatele Teatrului Național era o dace cu botul către noi, dacie de poliție. Argeze ar putea fi. Argezi, Tudor argezi, așa este, Tudor argeze. Era o mașină de poliție. Cam ciudat, am zis, m a blocat strada, nu mi-am dat seama la primul drum. La al doilea, m-am uitat din nou, am văzut ce am mai prins din agitația de acolo, de la cât se putea vedea printre Inter și, și Teatru. Din nou am plecat spre locul de întâlnire care mi-a fost indicat, care, mă rog, l-am stabilit, și în momentul acela individul care era lângă gard mi-a zis, băi, ia, vino încoace. Opa, în momentul ăla am făcut pasul înspre el, eram pe caldarâm, am pus piciorul în bordură și am rupt-o. Alergare, mașina respectivă de poliție n-a apucat să-mi Am fost eu mai repede de picior decât au apreciat de ei. Au oprit mașina, eu apuca, am apucat să trec, am văzut-o că vine, dar am apucat să trec de ei. Au oprit mașina și au coborât doi indivizi în salopete negre la 1,95-1,98 m care au alergat pe batiștei după mine. Eu eram practic, înspre, mergeam spre sediul Asociației 21 decembrie, ca direcție. Mi-a căzut un pantof, m-am oprit ca un prost, cred că îmi permit aici să spun la dumneavoastră și nu vă supărați. Așa. A, așa? Și parcă nu putea să alerg de scurs. Și ăia s-a uitat, m-am oprit, s-a uitat, nu, nu s-au repezit în mine din prima. Așa, aduceți-mă pantof. S-a dus unul, mi-a luat pantof, mi-a adus și a zis, cu noi. Nu m-au lovit. M-au urcat exact în dacia lor. Deci aici mi-am dat seama că a fost scenariu și că cel care m-a sunat, din păcate, m-a chemat tocmai pentru a fi reținut. Și de aici, sigur, dus la Poliția Capitalului, ulterior, dus la Banu Manta, ne-a scos din centru, ne-a la da, Banu Manta, acolo, circa patru, e o secție izolată, undeva mai dosită, nu izolată, dar mai dosită, și atunci, asigur, că nu știa nimeni unde e și unde e ala, unde e nu Lumea a început să vină în piață. Sigur că au cerut să fim eliberați și așa mai departe, tot scenariul din ziua respectivă. Dar toată acea zi a fost o... planul din acea zi care n-a funcționat în întregime în sensul că muncitorii, o parte din ei, au refuzat să vină. Probabil că după ce participase ei după 22 decembrie, după ce au fost chemați cu mineri în ianuarie, după ce au fost chemați în februarie, probabil că totul s-au mai dezmeticit, fusese piața universității, mai aveau avut acces la ceva informații, București oricum era mai informat și au refuzat, nu au mai vrut să iasă muncitorii în masă, așa cum era în planul de evacuare a Luchița scris. Ei, Sigur, au dat uh, drumul la diversiune, din nou au așteptat seara. Prima uh, chestie mare de amploare care a fost uh, și care a fost uh, de impact a fost că și-au dat foc la cele autobuze. Uh, au oprit uh, emisia la televiziune. Țara a zis, doamne, au atacat televiziunea, au cucerit televiziunea. În televiziune și-au distrus mobilier. L-au răsturnat, l-au la făcut deranj înainte ca să intrăm noi. Eu am avut un proces de aproape trei ani cu uh, Ca și golănie, ca și, ca și de, cred că mai cuvântul de rbd că nu pot să le zic altfel. Am uh, să vă dau un exemplu mic din proces. În sfârșit, după vreo două luni, gata, a rechis în instanță, jumătate de cod de procedură, în un milion de dolari și vreo 800 de milioane de lei. Păi neam de neamul meu, au de atâția bani și nu știu, n-am avut și nu avem. <laughs> și în fine începe procesul în septembrie, pe 24 septembrie 90, și observ că se vorbește de intrarea în televiziune ca instituție de stat. Și brusc că mi-aduc aminte momentul 12 iunie, în seara de 12 iunie, eu am plecat cu aproximativ 2-300 de manifestanți din piața Universității spre televiziune pentru a protesta că televiziunea minte, că televiziunea dezinformează, că televiziunea face jocul criminal. Și am avut o discuție, din nou, am fost unul din, din cei din piață care am avut mai multe întâlniri cu Răzvan Teodorescu și cu Emanul Valeriu. Niciuna pe prietenie, toate mai mult, să spun așa. Cumva pe forță? În ce sens pe forță? Păi să mai speriau și ei când vedeau că mm. oamenii sunt mai dârși și mai îndârjiți și mai. Și atunci, ca să dezamorseze, cea, băi, lăsați-l să intre, să mai vorbim cu el. Mai smulgeam câte ceva, un 10 minute, un 20 de minute, un 3 minute la actualități. Era mare lucru. Mai apărea așa. Mai apărea este. ceva. Mai apărea niște imagini. Datorită da. acestor, acestui, acestui dialog, nu mergea nimeni din piață la dialogul cu, cu ei. Uh, sigur că riscul de compromit era mare pentru că erau urâți în piață și Răzvan Teodorescu și Emanuel Valeriu aduceți-vă aminte uh, 473 adică televiziunea cu acel articol 473 care este în uh, melodia lui uh, doamnei uh, Gheorghiu și cântată de Cristian Pațur că mai bine mor decât comunist deci televiziunea și cei doi care erau cunoscuți de către oameni erau urâți, adică ce faci mă, intri la dialog cu ăștia? Nu-ți dai noștri, ce treaba? Dar era nevoie, pentru că cumva chiar și acele puține, repet, 50 de secunde, 2 minute, când era 3 minute era aur. Eu consideram că e bine să apară ca să mai vadă lumea și altceva decât diversiunea Așa. și minciunile pe care ei le, le aruncau pe post în fiecare zi. Și am văzut în acea seară, deci am fost la zeci, poate mai mult de zeci, poate sute din ianuarie, dacă avem totuși șase luni de proteste la televiziune. Poate au fost 100, 200 de prezențe ale mele, nu, 200 nu, dar 100 și sigur, la televiziune. Și cu toate astea ne-am văzut că pe acea placă care indica că este o instituție acolo, scria instituție publică. Ei, în acea seară am văzut mi a rămas întipărit și momentul în care se discutea în, inst în instanță de instituție de stat, care implica ce? Condamnarea de la un an la trei ani. Până la doi ani putea să fie cu suspendare. Peste doi ani nu. Asta însemna că nu puteam fi puși în libertate dacă noi am intrat și eu am recunoscut că am intrat. Adică n-am făcut secret, -am, nu am ascuns că am intrat în televiziune. N-am distrus, dar am intrat în televiziune în 13. Și. Am zis, doamna președinte, vă rog să faceți o adresă la televiziunea română și să ne comunice în data de 13 dacă era instituție publică sau de stat. Culmea a venit răspunsul că era instituție publică. Public. Și atunci am căzut în pedeapsă de la șase luni la doi ani și atunci putea să ne pună sub urmărie, putea să ne pună în libertate pentru că era posibil să luăm și un an și trei luni sau un an și 8 luni sau șase luni, cum am fost eu, eu am fost condamnat la șase luni cu suspendare în prima fază, după care la Curtea Supremă am fost achitat. Bun, uh, v-am dat un exemplu de, 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 de mârșevie. Da? De ce ai făcut o instituție de stat pe 14? Pentru că i-a rămas și este o instituție publică, televiziunea română. Bun. Toată mizeria din 13 aparține autorităților statului român. Adică Ion Iliescu, Petre Roman, Gelu Voican Voiculescu, uh, Robu în calitate de procuror general, Virgil Măgureal în calitate de șefa seriului, uh, Mihai Chițac în calitate de ministru de interne, Victor Stănculescu în calitate de ministru apărării și putem continua cu miniștri. Eu am o întrebare legată de 13, pentru că eu pe imagini uh, văd niște oameni care se luptă cu forțele de ordine, efectiv, și par niște oameni uh, uh, bine îmbrăcați, uh, cu genți, uh, diplomat, costume și văd în ochii lor o furie extremă. Cine erau acești oameni care, astăzi oamenii nu se mai bat, nu mai se mai bate lumea cu jandarmeria, decât, în de afară de galerii, oamenii, la demonstrații, sunt în general pașnici. A, a, acei oameni am văzut în ochii lor o, o furie, o, o dorință de a se lupta de la egal la egal cu acel stat opresor. Cine erau acești oameni și ce? Oameni, pur și simplu oameni. Oameni care mergeau la muncă, veneau de la muncă, au auzit și au plecat de la muncă, că fusese în piața universității și când au auzit că au intrat peste noi cu furie și asta, oameni. Pentru că acolo la Institutul Mincu, o mare parte, da, da, da. s-au întâmplat aceste... erau fugăreala și mi s-a părut un curaj deosebit al oamenilor care îi fugăreau. Ok, se schimbau taberele din când îi fugăreau ăștia pe milițieni, când pe polițiștii pe demonstranți. Dar ce am văzut acolo, am văzut un curaj pe care nu-l văd astăzi. Deci pur și simplu erau nu erau golani, golani, în accept erau nu, golani. La, în, golani erau golani în accepția lui Ilescu. Nu nu erau, așa cum au spus ei, niște scursuri, derbedei, uh, 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 nu, știu, nu știu ce categorii să mai spun că ar fi participat acolo în accepția uh, puterii. Eu am văzut că erau niște oameni, pur și simplu, cum ați spus, de la birou. Exista. Această, pe de altă parte această dorință de a, de, a, de a te lupta cu ei și a disperare. Asta mi s-a părut mare, mie. Mare parte a celor care au participat în piața universității erau încă studii. Deci, oameni, deci cei care arun... eu am văzut oameni care aruncau cu o piatră și arătau clar oameni cu facultate. Un lucru pe care astăzi mi l-aș dori să se mai întâmple, să ai puterea să te... -când, ies, când, vorbim de nedreptate. Că ei aveau frică de asta și strigau moarte intelectualilor. Ați uitat de acest, acest lucru? Nu, n-am uitat. S-a strigat moarte intelectuali. intelectualilor. Da. Deci era o sumă de oameni curați, cinstiți, care aruncau cu pietre în poliție, ceea ce mi s-a părut foarte interesant. Deci, de fapt, ă, asta mă interesa, nucleul răspunsului către autorități era compus din această, aceste categorii de oameni cu meserie, educați, studii, nestudii, nu contează, dar erau niște persoane în picioare. A fost o mică bătălie cu puterea, pentru că aș vrea să cred că a fost, adică nu cred că ei au venit și au înfrânt piața. Mie mi-a plăcut, eu când mă uit la imaginea din 13, îmi crește inima când văd că cineva are oamenii să se, cu se ei băteau ei. cu ei, adică asta mi-arată și pentru mine asta e o mare bucurie. Eu nu vreau ca 13-15 să fie victoria lor. Adică n-aș vrea ca să păstrez doar o amintire tristă legată de acest eveniment. Eu că mă uit la ziua de 13, pentru mine e o zi importantă în să în care oamenii o parte a populației, câți erau, că nu erau, nu erau acei, acea mare mulțime, totuși s-au bătut de la egal la egal cu oamenii lui Iliescu, cu oamenii polițiștii, milițienii, cu securiști. Cu securiști. Cu ce Pentru noi este o zi luminoasă 13, cel ce puțin această parte. Furia Com mare, furia, că... furia mare a oamenilor a venit de la faptul că au aflat că în dimineața de 13 cei din greva foamei au fost luați bătuți. Deci au venit oameni și de acasă. Bine auzind înțeles, că... Bine nu vorbim doar de cei care erau nu, în piață și nu, au fost săltați. Nu, nu. Deci nu s-a întors în piață... Nu s-a întors în piață, n-au pentru... aflat că aș... nu aveau de unde să afle, au venit la serviciu și au văzut și s-au implicat. Acesta era misterul, că nu înțelegeam A, de nu. ce... Uh, acum am înțeles. Nu înțelegeam de ce, uh, să zic, uh, uh, cei care mai rămăseseră în piață și fuseseră deja săltați... Ar fi fost pe străzi la luptându-se. De fapt, era populația de acasă de la, care a aflat de ce s-a întâmplat în dimineața respectivă și au venit să se bată cu Iliescu. Deci, aceasta a fost populația de care vorbesc, Absolut. da? Absolut. Deci, am ajuns la televiziune și mi-aduc aminte. Deci, eu am, am fost eliberat undeva în jur de ora 18. Nu, eram bezmetic un pic. Pe 13. Și dacă ne-am ieșit de la circa 4, nu știam unde sunt. Și am luat-o în dreapta. Și am văzut primăria sectorului 1, zic gata, banul Manta, pac un taxi în piață. Am luat un taxi și am plecat spre piață. Când am ajuns la Romana am văzut fum. Arsese deja autobuzele. Și vă întreb pe ce s-a întâmplat? Ce nu știți, zice că trebuie. Păi, bă, nu știu că am fost reținut dimineața la 4 jumate, zic acum mi dat drum. Am ajuns la Dallas am coborât, că până acolo se putea circula, lumea circula, supărată, nervoasă, se adunase, era ceva lume în piață, m-au luat pe brațe bucuroși că mă văd, că am scăpat, că am și... Înstași... Hai, ce facem, ce facem, ce facem? Erau oameni împotriva lui Iliescu, la ora absolut, 18 absolut, era lumea absolut, din nou absolut, în piață, absolut. dar asta înseamnă că acțiunea autorităților nu reușise nu reușise, încă. nu reușise. nu reușise și atunci au creat acea diversiune ca să aibă aici ce să prezinte în momentul în care vor da din nou drumul la televiziune, adică a fost oprit o oră, să aibă imagini groaznice prezentate. Uite, domnule, ar bucurești, e nenorocire. în realitate, acel foc s a pus și există înregistrarea. Există înregistrarea. Cu... Care spune, Chițac cu Diamantescu, da. Discut, a fost înregistrat pe frecvența, a intrat pe frecvența unui radio, nu mai știu dacă îi spunea, Radio 21 sau cum îi spunea, pe care l avea Patriciu. Eu îl iert pe Patriciu de multe păcate cu bune și curelele lui, dar are o declarație sensațională dată pentru 13 iunie. Să-l odihnească Dumnezeu acolo, a spus adevărul, a avut, a avut curaj și, și a destăinuit multe, Patrici, în ziua aia. Despre ziua aia, Declarația a fost luată undeva în 2006 sau 2007. Bun, repet, ce trebuie să înțelegem este că miliție, armată, SRI, Frontul Salvării Naționale, oameni aduși, pentru că dispoziția n-a fost doar pentru muncitorii din București, ci și toate organizațiile județene a Frontului Salvării Naționale, au, au, li s-a cerut ca în data de 13 să trimită oameni spre București. Toate acele forțe care au fost aduse nu au putut să-i înfrângă pe acești băieți, bărbați, supărați, pentru măcelul de dimineață. Deci nu noi erau în 13... Pentru, pentru altceva. Pentru ce s că s-a întâmplat în dimineața de 13? Deci noi în 13 avem o mulțime de oameni cinstiți, cetățeni, da. cu spirit civic, da. care au ieșit să se bată cu organele semidictatorului Iliescu, că în acea perioadă chiar era un semidictator, nu era nici cel mai mare dictator, păi, dar... În acele zile era chiar dictator și o să vă argumente. Sau în acele zile era dictator, era așa este. Dictator. Dar în 13... Da, dar în 13 avem o populație a României ieșită să se bată cu dictatura. Asta este frumos și bine de reținut, este pentru că 13 este comparabil cu 21 decembrie sau cu 17 decembrie Timișoara sau 16 decembrie. Timișoara. Deci Chițac nu a reușit să înfrângă piața nu. la ora, cum a zis, până 18, pe seara, 18. București era încă al oamenilor. Da. Universitatea, centrul București era în continuare al cetățenilor, da. eliberat de neocomunistul da, Iliescu, da. și ulterior re, re, se reînnoadă acțiunea uh, forțelor de Eu represiune. În piață, deci de la spune în piață, mai mult dus pe brațe, în fine, lumea era bucuroasă. Și am ajuns în piață, păi ce să întâmplă? Păi să păi, întuni la Ministerul de Interne. Hai să mergem până acolo. Am plecat cu. Câți erau? Era lume multă sute de oameni. Probabil că pe perimetru erau mii. Am ajuns la, s-am văzut că arde la etajul 4. Bă, cum să ardem la etajul 4? Ăștia sunt în curte. Nu miroase bine aici. Opriți-vă, nu intră. Haideți să ne întoarcem în, 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 la universitate. M am întors cu ei la universitate și la un moment dat foarte insistent să urc pe o masă. Erau mesele alea din, din așa zise mese, tarabele alea din beton. Da? Cum era în piață, erau și da. pentru flori. Urcă sus și spune-ne ce să facem am urcat și le-am spus ce vreți să facem. Și lumea a scandat la televiziune. Deci ura oamenilor era canalizată spre acea instituție pentru că era singura speranță ca să afle țara ce se întâmplă. Și era logic. Absolut logic, absolut logic vă spun absolut eu, din provincie. Logic. Și bineînțeles că o chestiune de asta nu putea gândi unul care n-avea minim, să spune așa, nouă clase trebuia să ai o oarecare pregătire, să, 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 ai un nivel de pregătire ca să te gândești ce ar însemna dacă noi am putea intra și transmite țării ce se întâmplă acolo. Bun. I-am colonat sau un colonat și am plecat. Am plecat împreună cu ei la televiziune. Și am ajuns la televiziune. Când am ajuns la televiziune, a apărut un autobuz galben pe care eu ulterior l-am văzut în jilaba. În timp ce eram arestat, am văzut acel autobuz în jilaba, Din care au coborât niște copii. Am aflat ulterior că acel autobuz a fost adus din Jilava cu pușcăriaș ca să creeze diversiuni? Am ajuns la poartă la, la Dorobanți și era un cordon de militari pe toată lungimea aleei care duce prin deci cu fața către Dorobanți da? cât e clădirea de lungă clădirea studiouri de la televiziune. Și brusc văd, observ de la poartă, îi zic portarului să-mi dea telefonul, să sune pe Zvan sau pe Emanuel să iau legătura cu ei și văd brusc că trece un, sol, un ofițer pe undeva pe la jumatea cordonului și le dă dreapta stânga și ea plac. Și în momentul 2 încep să intre prin boscheți din dorobanți, peste gard, zic boscheți pentru că erau da, 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 dufele alea acolo, așa, încep să sară, să sară lumea și să intre în televiziune. Pă cum e? Bă, nu-i logic, am zis în sinea mea. Bă, ăla a trecut prin spate, era în spatele lor și le-a dat dreapta stânga Păi ei erau pus apere televiziune, ăștia ar peste gard. Mă, ciudat, am zis. Aici e diversiune. Am observat în 12 seara, intrând la dialog cu ei, că scosese pietre din caldarâm și erau cam din 10 în 10 metri, erau niște grămezi de piatră cubică adunată în jurul televiziunii. Păi am zis, par ăștia pavajul? Ce? Nu m-am gândit, era, era prea mare tensiunea momentului 12 seara. Dar am sesizat acest lucru. Ei scosese pietrele ca să aibă lumea cu ce să arunce. Ca să vedeți până la ce detalii deci, au mers cu... După aia am aflat în timpul procesului, pentru că au fost martori care au spus, domne, păi noi pe la ora 16, pe la ora 15, chiar din angajați. Păi în televiziune era distrus. Păi stați bă, va sufletul, că noi am ajuns la ora șapte acolo. Păi ce am distrus noi, doamna președintă? I-am zis, dacă era... Da. Da? Bun. În fine, apropo de curaj și de bătai, în momentul în care ies din televiziune, unde atmosfera era una relaxantă din punct de vedere al celor care îi transmiteau. De ce? 4 era închis. Nu se putea intra. Era blindat acolo. Iar în studiul 5 erau colegi de presă și inclusiv cei de la Itartas. Eu i-am văzut și am dat mâna cu ei și i-am salutat. Nu, erau alergați, nu erau speriați. Stăteau la cafea, stăteau la țigară, n-aveau nicio problemă. Deși erau demonstranții în televiziune. Păi iar mi s-a părut ciudat și am zis băi hai să ieșim. Au și început s-au tras două sau trei focuri ulterior în instanță în timpul procesului au zis că au desfăcut uh, instinctoarele și că le-au pognit. Era foc de armă clar pe culoarul studioului televiziune din celălalt capăt s au auzit focul de armă și în momentul ăla am zis băi ia hai ușurel afară că nu e în regulă. Eu am insistat ca să aflu că s-a tras și au ținut-o pe ei lor că, vezi, Doamne, a fost instinctoare care. Așa. Asta a declarația ale de soldaților care erau. Da, da, da. Bun. Și în momentul în care am ieșit, am coborât pe scări sub pasarelă, Bă, erau niște bezmetici. Am aflat ulterior că erau de pe la IMGB aduși. Poate greșesc, nu vreau să. Poate să fi fost de la Republica, poate să fi fost de la Vulcan. Or, că poate să nu mai există. Da? <laughs> Îmbrăcați în salopete destul de curate, și cu niște lemne în mână. Lemne, rupte crengi din copaci. Deci au rupt creanga din copac, strâmbă cum era creanga. Așa rupsese frunzele și mama împărțea sub pasarelă, de deac, pe care cine prindea. Și erau femei, erau copii, erau tineri, erau... Îți dai seama că n-am rezistat, da? Că zici de derzenea lor, că au pus mâna și au luat asta și a dat... P cum să nu dai mă după ei? Pe păi în ziua de azi... Și le-au crepat capul în piața universității. În ziua de azi lumea nu mai are acest păi, că de a în se lupta. 10 augusti, eram dispus și în prima fază, când se dădea cu gaz, eu fugeam spre ei, mergeam spre ei, mi-am luat o sticlă de la ei aici după ceafă, și fiind foarte aproape de gard, m-am uitat, și mă, m ajuns asta, să se dea una după ceafă, după aia am realizat că mi-a dat unul cu o sticlă de apă plată, de nervi, am aruncat o sticlă de apă plată, asta, și mi-a dat-o după ceafă. crede că în 10 august eram dispus să mă bat cu ei. Nu știu ce făceam dacă nu plecam la realitatea. Pentru că eu pe la 11 m-au invitat de la 9, dar am zis, bă, nu plec din piață, îmi place, e lume, da. e frumos, prieteni, se unii de afară, îi cunoșteam. Și am plecat pe la 11 fără un sfert, ca să intru la după pauza de uh, 10, uh, să zic așa, 10-11. Nu știu ce aș fi făcut dacă eram în piață și prindeam măcelul uh, de la 11. Și... Eu deja când am ajuns uh, și am intrat pe post uh, la... Realitatea era, deja era măcel. Bun. Uh, unii dintre noi încă mai avem sânge. Mie îmi reproșea acum vreo 2 ani de zile cineva dintr-un anumit serviciu, îmi spunea, băi, nu te mai bate cu ei. Bai, o vârstă, ce să fac? Nu? Păi mă bat când vreau eu cu ei. Dacă cazul, ne bate asta Au fost... Uh, că să zic mișcările astea din, uh, cu Roșia Montană 2014 2000 Chiar mai devreme au fost. 2012-2013, mă rog. Cam ele au... așa. 2000... Da, au da. fost 2012-2013, dar a am impresia așa. că până în 2014 a, -a venit polta, încă se continua da, da, protestele da. și asta. Și mi au ca aminte că că într-o seară n-au vrut să ne lase să mergem spre Arco de Triunf și au băgat cordon și au făcut în patru inci și cordon de la... De la bă, cum se spune, de la girafă. Mă rog, din dreptul da. girafei. Pe leu. În patru inci l-am spart nu e chiar așa. că Al... suntem noi de cu părul alb, încă mai avem experiență. <laughs> ah. deci, te admir că ai pus această întrebare și foarte mulți le este frică să recunoască. Păi ce să recunosc? Nu? Ce să recunosc? Nu? Că nu l-am scuipat pe ăla în 21 decembrie de la Uzla? Că nu -am, am împins cu ăia să intru pe Câmpineanu la ora patru jumate. Sunt imagini când ne împingeam, încerc forțeam să intrăm pe Câmpineanu sperând că mergem spre Comitetul Central. Ce să vă... ăsta, că... La Dallas nu mai ai, ai, mai avut cu cine te bate pentru că trăgeau și lumea era atât de disperată când îl vezi pe ăla din fața ta că pică. N-ai cu cine te bate, că ăla e la 20 de metri trage în tine sau la 10 metri. Da? Nu poți să te duci spre... E una când dă cu gaș și alta când e glonț. Nu că nu te-ai fi bătut cu el. Deci mulți zic, stai să nu spunem, mă, ce să nu spunem? Adică, tot cum adică, tocmai, ce e, să nu spunem? Tocmai în act de, de un act civic obligatoriu. Când dictatura vine peste tine, e în spiritul american asta. Te opui cu toată puterea. domne, e... noi nu suntem violenți. Noi ați auzit pe unii așa zi liderea pieții. Domne, da, noi da, da. nu suntem violenți, domne. Mărieș a fost violent, domne. A fost violent verbal, domne. Păi cum să nu-i înjur, domne? Le. Le-am spus, bă, fiți atenți la mine. Și le spun și azi și le-am spus și acum un an și acum doi și acum șapte și acum nouă. Nu mai departe cu Voican, acum vreun an, da? Colegul meu, condamnat acum la 9 luni de închisoare cu suspendare, că i-a dat cu cârja în cap lui Voican. A venit presa, domnul Măriești, violență în piață, că nu aveam nicio treabă. Nu aveam nicio treabă, eram pe trotuarul de vis stăteam să uh, traversez coroana, s-a întâmplat un incident acolo. Bun. Și m-au întrebat, zice, ce părere aveți cu tare, nu știu ce, un singur lucru. Puțin sânge de voicare în piața universității nu strică. S-au liniștit. <laughs> Da? Știți ce am aflat acum? Acum am aflat de două, trei săptămâni. A fost ultimul termen și -am, am mers și eu la ultimul termen sperând că poate mă audiază și pe mine. În plângere nenorocitul ăsta, criminalul ăsta, nu face altceva decât spune măriești l-a instigat pe Crăciun ca să am dea cu Și L-am văzut pe băiatul ăla în ziua Și omul a spus, clar, -am, a fost un gest. Ia l-am văzut acolo și nu m-am putut abține. Are tije, a rămas mutilat a venit, am văzut pe ceilalți că îl huiduie păi ce cauți tu băi criminalul între oameni la comemorare nu vii cumva să instigi asta vreau să spun instanței băi băi ați instigat, el a instigat l-a instigat pe omul ăla care oricum în zilele de 15, 16, 17 stați de vorbă cu oricare dintre cei care au făcut revoluție nu care s-au făcut sau nici nu au fost pe acolo, că avem și de de destui și o să vedeți că o iau puțin pe arătură, în sensul de uh, intr-o într-o anumită stare și aduc aminte de băi, l-am cărat pe ăla mort, a murit la lângă mine, l-am tras pe ăla plin de sânge. nu ușor să trăiești asemenea momente și sigur că te răscolesc. Te întâlnești cu ea de la Timișoara, te întâlnești, vezi ce s-a întâmplat dincolo, te duci la Popeșle Ordeni, vii la cimitir, vezi mamele alea cernite, nu-i ușor. Și mai vezi și criminalul vis-a-vis -vis de tine, a venit să depună coroană. Păi cum dracu să nu-ți vină draci? spune -mi și mie, te rog eu, spune -mi și mie. Așa. Cu un an sau doi m-am trezit cu Petre Roman. Noi avem zona noastră unde stăm asociația 21 decembrie, și, în general suntem 30, 40, 50 de oameni. Și grup mare, mă rog, puterea stă pe partea alaltă. Emil Constantinescu a venit cu noi, de exemplu, pe partea sălaltă, când vine la comemorări a venit și roman și într-un moment de neatenție al meu probabil am dat un mesaj m-am uitat la telefon, a venit un mesaj am privit în jos, m-a cu roman în fața mea Păi am văzut uh... alb? Nu, am văzut roșu În momentul 2 l-am apucat și l-am dat direct și am mai avut și tu pe o să reacționezi un pic nu mă întreb restul. Când asta? Acum! No, păi tu vii no. să te pui în fața mea ce vrei, mă, vrei să faci o poză tu, Petre Roman, în fața lui Mărieș. Uite, Mărieș și în spatele meu. Băi, ce tu pe o de criminal. Îl vezi peste tot, pe la toate televiziunile. Domnule, eu n-am nicio treabă, domnule. Păi dacă tu ai aprobat planul de evacuare a pieții universității. Și când ți-l aduce chițac, îi spui așa, domnul ministru, nu-l bateți la mașină, nu-l dactilografiați. E declarația lui chițac. Deci când a venit cu planul, a făcut și o declarație. Și a dat explicații ce s-a întâmplat. Nu-l dactilografiați că dacă cumva intră ăștia peste noi, nu e bine dacă îl găsesc. Păi oare de ce a zis Roma să nu-l dactilografieze, să-l țină chițag la el să nu-l lase în guvern? Pentru că știa că a semnat moartea criminală. Ordinele care se dădeau acolo și aducerea și forțele și sri și miliția și 4.000 de muncitori și așa mai departe, știau că este imposibil din acele incidente ca să nu mai vorbesc de armată care iese și trage și lasă șase morți. Vreau să vorbim și despre morți, vorbim și despre morți. Haideți să ne întoarcem la... Uh, suntem în 13 seara la televiziune. 13 seara la televiziune. Deci v-am spus, am ieșit... Deci a început diversiunea... A început diversiunea, când e eu când l-am văzut pe ăla cu creangă în mână, i-am văzut de fapt, dar unul mi-a căzut bine în față, pe păi a zburat direct. așa. Și apoi? Eu am ieșit ușor, mi a și băieții care erau cu mine, care îi cunoșteam, mi-a intrat ușurel spre asta și am ieșit din televiziune. După Demonstranții care... de aici din piață au ieșit din televiziune împreună cu dumneavoastră. Ei, o, sau parte o parte, au luat, o parte i-au reținut, au rămas până seara acolo, i-au înconjurat, au fost reținuți. Păi uh... știu acele imagini cu oamenii bătuți, de ce ai făcut, mă, de ce da, și erau... Dar aminte, de la subsolul televiziunii cu oamenii plini de sânge. Oamenii plini de sânge, da. Păi mi-aduc aminte, tocmai ei sunt cei care au fost reținuți și da, 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 maltratați da, 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 de către. Și ca să fie și mai groaznică treaba și să arate și mai rău, după ce au decis, mă rog, au dat drumul la tura a doua cu minerii și au venit minerii din dimineața de 14, când criminalul șef din balcon le spune mergeți în piața universității și puneți spanse luțe, acele imagini nu prea mai apar. Apare doar acțiunea lui din balcon unde le mulțumește să plece acasă. Bă, da, dați acțiunea de dimineață, când îi așteaptă în balcon pe Mineri, când vin de la gară, și le spune să meargă în piață să o ocupe, când îi instigă pe Mineri. Și uh, se întâmplă ce se întâmplă, până la miezul, nu sunt mulțumiți, până la ora 10 așa, și atunci hotărăște Iliescu și Coroman să schimbe pe Chitac. În 14, 14. În la ora 10, este chemat și demis și înlocuit cu Doru Viorel Ursul. Dar în noaptea de 13 spre 14 s-a mai întâmplat ceva în afară de maltratarea demonstranților? Uh, păi s-a întâmplat ce s-a întâmplat demonstranților... A de interne în... și așa zisa cu pola seriului, nu știu dacă era sau nu era vreun birou acolo la cupola aia, care nu mai arată ca clădire de serii. Uh, probabil că aveau o arhivă pe acolo, să știu Dumnezeu cu mine, care ardea și aia. Uh, eu n-am participat acolo. Ne participăm pentru că am plecat înspre televiziune. Da. Nu știu să vă spun ce a fost aici. Uh, dar este clar, a venit armata, am vorbit, am vorbit cu ofițeri. La 2 ani, la 7 ani, la 15 ani, eu am fost acolo, domnule, m-a chemat, dumne, am primit ordine cu tancuri, cu tare. Ei, după ce au început uh, investigațiile în, în, dosar, după. Asta am uitat să vă spun. Deci am oprit prescrierea faptelor pentru Revoluție în 7 decembrie 2004. Cu 10 zile înainte de Timișoara, da? de a se prescrie, că picat. Da. 17-18, la revedere. Nu mi-a cercetat nimeni niciodată. Am așteptat, n-am depus plângere pentru dosarul 13-15 imediat. Am zis, băi, mai sunt și alte asociații. Nu, nu e destul nouă revoluție. Nu. Eu îmi dădeam seama ce amploare ea și ce se întâmplă. Și când am văzut că nu se întâmplă nimic și că nimeni nu depune plângere, i-am zis avocațiilor, băi, faceți plângere și pe, pe 13-15, ăștia nu depun plângere. Și am făcut plângerea și am depus-o pe 5 mai. În moment în care s-a reluat cercetările, au fost pus sub urmărire cei care îi pusesem, mă rog, pe care i-au pus procurorii, că nu i-am pus eu, sub urmărire, și am salvat și 13-15 pe iunie încă șapte ani și jumătate. Deci, practic, aceste două dosare au aceeași istorie, doar că e diferența, acea diferență de șase luni. S-au dus unii să depună plângerea, am urmărit să văd. Băi, mai venit cineva să depună plângere până în 13, 14, 15 ani? nu. O depusese pe 18. Adică după ce mm -hmm. se prescrie. Câtă mizerie! Și tu te prezinți că președinte de asociație care apăr da. mizerie. Acolo în dosare există aceste probleme. Nu, le, nu, nu poate să dispare. Bun, ele au fost anulate, tot dosarul trebuie trimis la parchet și așa mai departe. Dar ele nu dispar. Probleme nu dispar de acolo. Așa. Și dacă dispar de acolo, le avem noi, pentru că le-am luat odată cu greva foame când am luat dosarul Revoluției, am dosarul și dosarul 13 l-am copiat. <gântu -se> sigur, la un interval da, de da, timp da. La câteva luni. Bun. Uh, 14. De-a uh, dat jos schița uh, cu... și înlocuit cu acest individ care se numește Doru Viorel Ursu. Uh, care condamnase niște oameni pe vremea lui Ceaușescu că au fugit din țară, că află acum că a fost mare procuror uh, al sistemului. Mai spun unii că a avut treabă băiețașul ăsta și cu Gică Popa, adică omul care l-a condamnat pe Ceaușescu la Marte, șeful completului generalul Gică Popa. N-ar fi foarte străin de lunile alea două, trei, până ce Gică Popa s-a sinuțis pentru că ar fi stat în preajma lui. A lui. Și atunci, om de încredere, să pare, a sistemului, îl aduc și îl fac ministrul de interne, și tot ce se întâmplă începând cu 12, ora 12 a zilei de 14 iunie 1990, respectiv după masa, seara, deci mineri, arestări, arestări. Minerul arestează. Au luat cu jabca de pe stradă, da, cu ei, mașini, le-au dus la Măgurele și la Gilava Și la școala de ofițeri de miliție de securitate la Băneasă. Nu vă seamănă cu 56? Că am plecat de la 56, Iliescu cu, cu Stănculescu. Păi și atunci i-au luat și i-au dus la unitate militară pe studenții arestați la Timișoara. Nu i-au dus la pușcărie sau... Acum s-a întâmplat același lucru. Măgurele și școala de ofițeri de miliție și securitate la Băneasă. Păi cea mai importantă școală, cum să spun, de pregătire a cadrelor din miliție și securitate din România, Academia de Poliție, Academia de SRI acum, da? Acolo i-au dus. Și la Măgurele toate atrocitățile pe care s-au săvârșit și sunt urâte rău de tot, am avut în lot colege violate în școală. Povestesc băieții care au fost acolo, li s-a băgat mașina cu astea și dat drumul așa, forjată mașina, gaze de eșapament pe ei în garaj. Bătăi fără număr, făceau într-un canal, într-un capac de canal, adică condiții groaznice, lăsând la o parte bătăile care le-au luat până acolo și acolo toate aparțin și au fost făcute cu oblăduirea acestui individ, Toru Viorel Ors. Care întrebați, zice, domne, dar domne, da, eu am fost ministru de interne în nou guvern Roman, nu mă, tu ai fost ministru de interne alea două zile, că te-a numit Iliescu și cu Roman în dimineața de, mă rog, în amiața de 14 iunie. Deci tu ești responsabil, lasă că te-a pus Roman și în al, în al doilea guvern al lui. Sigur că te-a pus, că ai făcut treabă. Dar ești responsabil Ești la fel de criminal ca cei din 13. De ce această răzbunare a autorităților la acest mod? Adică a fost mai, mai grav decât practic oricând această represiune? Adică ceva turbat. Adică Iliescu nu era mulțumit că s-a eliberat piața. De ce a avut nevoie de această represiune sângeroasă care n-a a rămas în istorie. Lui, la ce, la, nu că la ce i-a servit, că nu i-a servit la nimic. De ce s-au întâmplat aceste lucruri în acest fel? Vă rog, vă rog. Lucrurile sunt mult mai grave și mult mai de amploare decât uh, eliberarea pieții Universității de niște golani. Așa cum a fost catalogul. Da, Dacă crezi. vreți, spre finalul emisiunii vă spun și de unde se trage această titulatură, această, cum să zic, uh, noi am luat-o ca o titulatură de noblețe, de rang. Păi da, Golan, avea, da, avea, am pus golan, în golanca, da, copil Vă de spun Golan. Cum s-a născut și cum a, de ce a pronunțat Ion Ilesco Golan în piață? Poate n-ați aflat niciodată în acești 31 de ani. Vă povestesc eu de unde a venit. Așa. Da? La final. La sunt, final. -ți dumneavoastră Suntem 9, la 23 2-3 minute. Da. minute la final să discutăm de această chestiune. De ce această represiune atât de sângeroasă? Bun. Erau nebuni să se răzbune pe oameni? Adică erau o chestie atât de... Uh, nu, că nu poți zici copilăreasă când mă oamenii. De unde această... O să le spui și nebun. adică i-a adică lăsat... Oameni stabil psihic, nu fac așa ceva. Da, i-a lăsat pe ofițerii de poliție, de armată să facă aceste atrocități. Nu i-au lăsat, i-au instigat. I-au instigat. Iubitul meu, lapitești, în dimineața de 14, îți dau un exemplu concret și dat din ei, dintre oamenii care au, fost aduși 600 de milițieni, 600 de milițieni, au fost 2-3 în comuna Cutare 2 au venit la centru, îmbarcați în autobuz, i-a la București, 600 de milițieni. În autobuze s-a spus, aveți băte și salopete, vi le alegeți pe dimensiuni, vă îmbrăcați și sunteți mineri. Numai din Pitești au venit 600. Ce vorbim? Totul a fost organizat. Amploarea acestei acțiuni, acestei diversiuni și acestui măcel a fost așa. Eliberăm. Terminăm repede cu ea, că sunt, sunt, o mână de oameni. Erau 20, 30, 40 de oameni în dimineața Microfonul să-l ține sau o să... Erau 20, 30, 40 de oameni, nu știu, 50 câți au fi fost în acea dimineață acolo. Dar au ieșit ăștia curajoși care au auzit de acasă, de la servici, au aflat, au văzut că e piața blocată, și s-au luat cu ei la bătaie. Pe bună dreptate s-au luat la bătaie. Încă o dată spun, eu te felicit că ai curajul să... Pentru că marea majoritate încearcă să ascundă așa. Nu, tu e un moment de noblețe a poporului român, bătându-se cu poliția care avea și arme, și bute, și bastane, și tot ce le trebuia. În debunia lor, au vrut să dea o lecție la tot ce a însemnat opoziție în cele șase luni. Sigur, prima răzbunare și ura pe noi au declanșat-o încă din seara de 22 decembrie. De ce? Bun. Unii spun, domnule, s-au folosit de voi. Bă, s-au folosit de mine sau nu s-au folosit. Eu până la urmă am ieșit în stradă cu dorința de a-l da jos pe dictator ca să fiu liber. Punct. Dacă voi îmi contestați mie chestia asta, e treaba voastră. Eu n-am să-mi o șterg niciodată din suflet și din memorie și faptele mele pentru că asta am gândit. Punct. Și ca mine mulți. Unii au căzut și au murit țărări. Pentru libertate. Dacă nu mai au respect față de noi cei care am rămas în viață, măcar față de cei care sunt la 2 metri sub pământ, îi rog pe toți cei care ne ascultă să le poartă un respect și o spun cu nod în gât, pentru că eu am cunoscut oameni care au murit atunci și le-am văzut mamele în ianuarie, în februarie, când ne-am întâlnit cernite și amărâte și așa, am avut un prieten care a fost ucis și în marea bucurie doi oameni în vârstă îl făcuse undeva, se născuse când părinții aveau peste 40 de ani. L-au făcut greu, -au, mă rog, nu. așa a fost să fie în familia respectivă, singurul copil, a fost împușcat la 23 de ani și în marea bucurie a părinților a fost că avea o prietenă și aia era însărcinată. Fabulos! Și au născut, a născut copilașul ăla și s-au mângâiat și ei că le-a rămas ceva. Deci sunt, sunt lucruri grele. Și, și, împotriva acestui tip de oameni a venit această răzbunare, asta vreau să Pe înțeleg. de o parte, după aia, părerea mea este că cea mai mare dușmănie au avut-o pe cele două partide, PNC și PNL. Drept dovadă că la PNC îi se crapă capul portarului un băiat Ilie îl chema, Săftulescu, Săftulescu, parcă îl chema. Ilie, sigur. I-au tăiat cap. I au crăbat cap. Au distrus tot, știți prea bine da. ce s-a întâmplat acolo, domnule, au găsit mașini de făcut bani. Așa, tipanița, tari, da, da, droguri. Eu n-am fost la Peniți în sediu, dar am fost la PNL păi, parcă în 17 sau în 18 să caut gor, -ul. erau niște o stație și niște goarne aveam, mă rog, care le utilizam ca să avem sonorizare după ce s-au retras cei din balcon, s-au retras cei din balcon, și am auzit că le-au dus la PNL și m-au să le caut. Într-adevăr, am găsit trei din ele, n-am mai găsit generatorul, în fine. Dar am văzut sediu distrus. Băi, nici pixul nu mai era între gumbl, e bun, spun, iartă-mă că spun așa. Nici pixul. Totul era distrus, deci nu vedea nici pixul întreg. Birouri, tablouri, praf, tot dar deci răspunderea pe partide. Dar răspunderea este a conducătorilor, adică a regimului Iliescu și a oamenilor, pentru că nu s-au dus, dus de capul. dus de capul lor. O fi pus unul un pic mai mult suflet, <coughs> dar ori, a, a fost un ordin. Absolut. Despre clar, asta vorbim când clar, vorbim oameni. despre inculparea lui Ion Iliescu. A fost un ordin, n a fost că lumea spontan și-a făcut. Cam asta ar vrea să transmită Ilescu. Că era chemat minerii, dar lumea. adică ea de capul lor, cumva și-au făcut treaba și ei, da, și, și represiunea minierii, și represiunea din unitățile militare și de poliție. Ca și cum ei s-au apucat așa din propria inițiativă. De aceea Ilescu trebuie inculpat, pentru că ordinul a venit de la. Absolut! El. Absolut. Prin acel ordin criminal de, de evacuare a pieții, care sigur că după aia a fost adaptat și îmbunătățit și întărit și trebuie totuși să nu cumva să scap, să uit. Una din piesele grele pe lângă acest plan de evacuare a pieții universității care a apărut la dosar este jurnalul de luptă al armatei din ziua respectivă. Da, este important. Generalul care l-a scris menționează Ion Iliescu a sunat la ora cutare și ne-a cerut să scoatem 100 de soldați cu tare. Noi l-am atenționat și i-am spus Domnul Iliescu, nu e bine să implicăm armata. Deja armata a începuse totuși începuse să -a semne o... de independență. Începuse nu Sau începuse nu independență, să înțeleagă rolul ei într-o societate. Nu cred că înțeles niciun rol. Cred Neci. că aveau morcovul, ca să fie iertată expresia <laughs> de la revoluție. Da? Erau pățiți, nu mai vreau <laughs> ca da, populația zi, ai, stai să se, da, da. Da, că nu e așa. Da, bun. Se mai deșteptase și a da. apăruse comitetul ăla de democratizare armatica, Așa, da? Ca, da, da. Da. Eu știu bine că am stat cu ei în stradă în perioada respectivă, luam noaptea aceea în fine, am rămas prieteni. Pot să spun că la ora asta mai sunt, eu știu, 5-6 din cei care au fost vârfuri ale CADA și în fiecare an ne întâlnim la o cafea. Pur și simplu. Vin în București, că mulți dintre ei s-au retras, nu mai sunt în București, unii erau din Timișoara și grosul era Timișorean, erau aviatori de la Timișoara care venise și care refuzase să iasă cu altileria și cu asta să atace S-a atace altelerea, mă rog, aviația, s-a atace uh, oamenii din piața operei în Timișoara. S-a refuzat la momentul respectiv să ridice avioane și a zis, băi, ce fac, bă, ridic, tu mă, ridici, îmi pe socrul meu, pe mama, pe mea, că e acolo, pe vărul meu, pe prietenul meu din bloc, din... da? Și ei au fost și primii care s-au revoltat împotriva NKVD-stului uh, numit uh, ministrul apărării Nicolae Militaru de către Iliescu. Sigur că l-au schimbat pe militarul cu Stănculescu. Da. În fine, bun, atât s-a putut. Probabil nu trebuie uitat că totuși armata era în tratatul de la Varșovia, că Uniunea Sovietică era Uniunea Sovietică, nu era nici, nu era nici NATO și Uniunea Europeană. Atunci era cu totuși cu altă, era o altă lume. Bun. Acum, în, în, acest jurnal de luptă, Iliescu insistă, scoateți atâtea tancuri, scoateți cu 150 de militari. Deci eu dă ordine. Deci Iliescu dă ordine armatei. Ordine armatei. Armată. Ordine armată. În... Și în... culmea, culmea este spre final, spre seară, sună și spune acționați, armata să acționeze, să iasă așa, pentru că s-a pus steagul verde pe clădirea Ministerului de Interne. De Al dracu să fie dacă l-a văzut el din piața Victoriei pe clădirea din deci a, a comandat a. o represiune la adresa populației. Când s-a scos jurnalul de luptă ca martur a dus, martur, inculpat, a dus la parchetul militar la audieri și s-a scos jurnalul și s-a făcut rău. Au umblat ăștia după pastile, după apă, și s-a făcut rău. Nu și-a imaginat că șchiopul l-a pictat atât de bine. Și e un document care nu poate fi contestat nici măcar cu nici, nici de martor nu poate fi. Deci cofăr. Iliescu este un Ceaușescu. A fost un Ceaușescu deci. în 13-15. Nu mai devreme că ziceai de dictatorul. A fost dictator, dictator. A fost criminal, clar. Clar, nu e nicio diferență de ordine, iubitul meu. Nu este nicio diferență de ordine până în 22 decembrie, când se cere de Ceaușescu reprimarea demonstranților. Nu dăm voie demonstranților să intre în instituțiile de stat, în județenele de partid, da, bun, tot de stat erau. În unități militare, în televiziune, în radio. Noi am intrat. Noi, spun noi. Da. În București și în țară. După 22 decembrie, după ce erau ocupate aceste instituții de către revoluționari, sigur că erau infiltrați și intrase și ala să dezbrăcase și să dăduse jos hainele verzi sau albastre și s-a băgat pe acolo ca să era treaba să culeagă informații sau au mai rămas și unii activiști de partid care au avut tupeu mai mare între ei, sau erau mai puțin cunoscuți. Dar grosul erau revoluționari. Începând cu 22 seara, ordinul a fost: nu mai intră în televiziune, trebuie să-i scoatem din Comitetul Central și din județele de partid să preluăm noi puterea. Și împreună cu armata asta fac. Și creează diversiunea, se trage, ne scot pe noi din Comitetul Central, ne scot pe noi din județele de partid din televiziune și din radio, îl oprește pe Corneliu Coposu să intre pe post. De ce? Pentru că trebuia să fie lovitură dată Revoluției. Punct. Care diferența din moment ce ordine? Eu am vorbit cu soldat. Soldatul e sincer. Păi ce a făcut în 21? Domnul Măreș, ce am fost duși de la unitatea luană. Oană. Un criminal care a ajuns general, revoluționar. Ce discutăm? Apărat televiziunea. Și am fost duși de, de unitatea lui Ană, la televiziune. Păi ce ați căutat, mă, pe 21? Că noi n-am atacat televiziunea, noi am fost în piața, cel mult până în piața romană, că mai încolo n-a fost demonstrații. Și că domne ne-au dus, şi ce ați făcut? Și am dormit pe scări, cu tare, nu știu ce. Ne-au retras, zice, pe la 11, așa, ne-au retras a doua zi, pe 22, în cazăr. Ok, și, păi am curățat arma, am cu tare, am nu știu ce, am mers la masă și am primit alarmă. Pe la cât? Și cam pe la 20 am primit alarmă. Mă rog, s-a dat alarmă. Și ne-am adunat pe platou și că plecăm în misiune. Cu cine? Păi tot cu Ana, Bravo! Și ce ordine ați avut? Păi ce în 21? Păi să nu dăm drumul, domnule, să intre demonstranții în televiziune. Trebuia să apărăm televiziunea, logic. Bravo! Și ce ordine ați primit pe 22? Să nu dăm voie demonstranților să intre în televiziune. Care e diferența între Iliescu și Ceaușescu? Păi nu e asta Dar remarc și vorbim. eu. Nici o diferență la nivel de comportament de om de conducere care dă ordine armate Absolut. ca manifestanții să fie bă, 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 bătuți și toată mișcarea unecată în 22 sânge. Eu decembrie că s-a întâmplat ce vor ei? Diversiune, că a intervenit, că serviciile speciale, că aia de afară, că rușii au intrat, că au făcut, că au adres, un lucru cert. Gruparea prosovietică a câștigat, punct. Deci pot să am el că au fost sprijiniți de către ruși. Că securitatea a creat, zice Hodor, diversiunea. Că o parte armată a creat diversiunea. Și niște proști au creat-o. Asta e, zice Hodor, și niște proști. A, sigur că în asemenea, adică de ce de erau, floare, totuși. sigur că mai e și câte un nebun care pleacă cu arma în mână, s-a dat arme pe Nu, bretini, cu sirena da? aceea, deci de proști, că nu era foarte inteligent să faci lucrurile acelea. Hai acela. să vă dau un exemplu de la Craiova. Lăsând o parte că au tras Dintr-o unitate și unui mare astăzi, care a fost prin unitatea respectivă, era locotenent, e adevărat. Uh, i-au împușcat acei ucrainieni și i-au prezentat teroriștii ruși care au venit, au venit să mărăți au câștigat la CEDU. Deci eu nu pot să-i mai consider teroriști din moment ce i-au câștigat la Curtea Europeană. Uh, veneau din Iugoslavia, din deci da, da, să da și o... ei. Da, vegeta și da. Bun. Mic trafic, ce să facem? Uh, dar la Craiova, apropo de prostie, într-o salvare, vine salvarea acasă, ia o doamnă care este însărcinată, mai are doi copii, 27 de ani, soțul urcă cu ea în salvare, normal, pe nebunia aia, normal că a urcat și el în salvare cu ea și s-au dus împreună, nu? Că așa e normal, însă soție soția la spital, merge să nască. Ajunge în dreptul unei unități militare, somat șoferul ăsta, ăla nu oprește, trag, îl împușcă pe bărbatul mortal, o împușcă pe ea în cap, are schije și acum femeia și copilul este, se naște cu probleme grave. Nu are rost să vă spun cum. Nu, no, no, no. Ce vorbim? Păi aia nu-i prostie, cum să tragi salvare? Dar diversiunea a fost atât de mare încât la un moment dat au mers până acolo cu... cu... Păi frate, există niște reguli și la război. Bă, nu tragi în salvare, nu tragi în copii, nu tragi în femei însărcinate. Să respectă. Ei, nu! În acele zile s-a spus, teroriștii circulă cu salvarea. Cât poți să fii de criminal, spune și mie. Hai că apa e o trăvită, hai că buncărele spline de teroriști, hai, băi, admit orice. Bă, dar până acolo mergi încât să spui că teroriștii umblă cu salvarea și uite ce se întâmplă. Nenorocește trei oameni cu câteva gloanțe. Câți, uh... Cât și mai mare au fost nenorociți în 14-15? Ce s-a întâmplat în 14-15? Bănuiesc că nu mai mult decât, nu mai mult, principalul și gros a fost această represiune. Ce altceva s-a întâmplat în afară de ce putem percepe acum din povestirile Mergem mai departe, am zis, am ajuns, martorilor. la, am ajuns la sediile uh, partidelor. Ajungem la sediile și lor două instituții care au participat, unde studenții au venit în piață. Arhitectura, Institutul de Arhitectură Ion Mincu, și recte Universitatea București sau, mă rog, ordinea care vreți dumneavoastră. Atacate, facultatea de drept, atacată. Studenți bătuți, distruși la geografie, la geologie, pietre aruncate, arme găsite la Institutul de Arhitectură, tir de alea, aveau arme de alea de tir prezentate, mamă, ce studenți au avut arme. La facultatea de drept, îi așteaptă bârțani, care ajunge judecător la CEDO și pe care noi îl recuzăm în procesul care l-am avut, pentru că era martor în dosar, eu l-aș fi pus chiar inculpat pe judecătorul Bârsan, care ajunsese judecător la CEDO în României. Da? A primit minerii, l-a primit pe Cosme, a băgat în universitate. Mergem mai departe. Ziarele de opoziție. Atacată redacția România Liberă. Baricada, Oblio. Ce ziare erau atunci să născuse libere ele după televiziune. După... Asta nu știa cineva dacă nu exista un plan. Nu știa unde se află aceste plan. Mergem redacții. mai departe. Sediul Asociației Foștilor Deținuți Politici, sediul Grupului pentru Dialog Social. Grupul de Dialog Social, intelectual, sigur că era brocan în spate acolo și era, mă rog, cumva relații, dar era grupul de dialog social unde erau oameni intelectuali ai țării înscriși în acest grup sediu asociației 21 decembrie, unde nu vine nici minerul, nici milițian. Vine direct Truțulescu, cu trupe speciale de la Buzău ca să intre și îi nebunesc pe cei câțiva colegi care i-au găsit în sediu. I-au bătut de au spart. Unul care era mai mic, avea 15 ani, a fugit în pod, a urcat, a găsit o fereastră acolo, o oblon la pod, a ieșit pe acoperiș și s-a ascuns după un horn. Și au băgat ea capul, au văzut că nu e nimeni și a scăpat copilul, dar deci ce venea să mă arunc, îmi spune și acum, Doru, eu am vrut să mă arunc. Dacă venea spre mine, ieșea pe acoperiș și venea spre mine, mă arunca. 15 Niște militari. Militari, trupe speciale, al Truțulescu, cu Truțulescu în frunte, au fost în asociație. În 14. Au furat tot. Tot. Ce era? Deci, avea mari da. mare valori, da? Deci, oh, deci, crimă, bătaie, furt. Este... Este 60 de instituții ale statului atacate. 60 de instituții. Procurorii nu vor să constituie, să se constituie parte civilă aceste entități. Păi de ce, domne? Păi ce nu avea personalitate juridică pe ul pnl România Liberă, Asociația 21, Asociația Deținuților, nu aveau personalitate juridică, aveau personalitate juridică. Tu eram înscris la tribunal din februarie. De ce nu acceptă procurori? De ce nu acceptă să intre toate aceste entități? Pentru că altă greutate să dă Universitatea București. Tot respectul față de și fostul rector și actualul, și de Barian Preda și de domnul Dumitru, fostul rector. Tot respectul față de rectorul de la uh, Institutul de Arhitectură. Sunt singurele instituții care au avut curajul să depună o hârtie alături de Asociația 21 decembrie în acest dosar. Bineînțeles că nu au fost acceptate ca părți în dosar arhitectura și universitatea. Păi ce s-a distrus ceva la universitate? Nimic, tot. Deci, cum de ce, unde este măgăria construcției acestui dosar, cum să nu e instituția care a fost distrusă și oamenii care au fost bătuți. Profesori din universitate au fost bătuți studenți, dar și profesori, dar și portarul. Mă înțelegeți? altă greutate îi primește acest dosar în momentul în care n-a vrut niciodată. Partidele nu au vrut să vină să depună plângere. De ce? M-am rugat de Pavelescu de enori. Vino și de pune Microfon. plângeri. Nu am Micro vrut. Microfonul să fie. Foarte ținut. ciudat. Foarte ciudat. Sunt lucruri interesante care se întâmplă. Ce se întâmplă de avem acest număr de morți? Șase. Cum s-a întâmplat? S-a vehiculat întâmplat? 100, s-au vehiculat mai mulți, s-au vehiculat mai puțin, cum au ajuns... De la în început care... nu era vehiculat niciunul, mi-aduc aminte. Uh, sau unul singur. S-au dus la Străulești, zice că ar fi și acolo. Eu nu neg nimic. Și nu... Așa cum nu vin să spun, domnule, eu sunt deștept și eu știu ce s-a întâmplat după 22 decembrie. În diversiunea la care au participat forțe externe și interne, știu clar până în 22 decembrie la amiază că armata, miliția, securitatea și gărzile patriotice au acționat împotriva demonstranților. Punct. Știu clar. Absolut evident. Restul. Ce s-a întâmplat după 22? Admit orice cu probe. Indubitabil. Nu pe vrăjeală și pe vorbe. Cu probe. Același lucru spun și despre și legat de 13 iunie și de piață și de formarea pieții. Dacă a existat un plan ca lumea să se adune în piața universității. Dacă a existat un plan, încă o dată, eu știu ce vorbesc și știu mai multe din dosar. Dacă în piață au fost infiltrați oamenilor, dacă au plecat din piață unii la comandă, sigur, securistul era mărieș. Până prin vreo 2007, când în sfârșit a apărut la CNSAS, că n-am dosar, că nu aveai de unde să iei probă nu ești securist, nu? avea de unde să iei probă. Securist, nu? -avea de unde să iei probă. Pusesem, repet, rupt, arestat, judecat și așa mai departe. Marea satisfacție care o am acum, cel puțin după 2011, este că eu am câștigat la c pe Art 8, adică am fost urmărit de securitate până în 89, din 84 până în 89 și de uh, SRI și de doi și până la uh, arestare. Am găsit niște indicii, un document a seriului care raporta ofițerul că mă duc în ambasada Americii, mănânc și dorm în ambasadă. N Am dormit și n-am mâncat nici măcar un covric, da? Mă rog, așa raporta. Și un altul de la Doi și un Sfert care era chiar foarte recent înainte de, chiar din 11 iunie, care eu l-aș felicita pentru ce a scris acolo. Că măriești nu așa cu rațiu, că nu ia bani, că nu face aia, că cu tare... Dar e o chestie senzațională, nu e foarte mare, un șchiop de înscris, e o chestie sensațională și pentru care îi dau o bere, dacă îl găsesc sau dacă mai trăiește. Zice deci, Teodor Mărieș, cu tare Ioan Iuliana, locul de muncă, piața universității. Faptul. E adevărat, îmi desfăcuse contractul de muncă în 6 iunie cu litera I. Deci a grijă să-mi desfacă contractul de muncă ca să fiu ultimul om, adică doamne, un nenorocit care nu are muncă, nu are servici, cu tare, da? Ei, ofițerul ăla pe 11 a scris că locul meu de muncă e piața universității, ori la cine le arăt, sigur că zâmbește, pentru că... Da. Deci am câștigat cu toate aceste entități, am probat, m-au trecut în cartea de imobil în 21 decembrie. Păi ce milițian a avut timp să duc acasă, să ia cartea de imobil, să treacă pe Măreș în 21 decembrie, în locuința unde am dormit, în 20 am dormit, mă rog, dacă se poate dormi, noaptea de 21 spre 22. Unde am stat după 12 și ceva, noaptea 1 când am ajuns, după ce am plecat din piață? Uh, am aflat după 10 ani chestia asta. Mi-a spus cineva, un nepot al administratorului, i-a lăsat la cartea că a plecat în concediu și a lăsat cartea de imobil. S-a uitat la în carte și ne-am întâlnit cu căței la plimbare și mi-a băi, Doru, tu știi când stai aici? Am că n-am mutat nici acum și trec și nevoie. Băi, ești mutat din 21 decembrie și m-am și am luat cartea. în momentul ăla, am urcat la etaj, m-am uitat, am zis că e lumină, l-am sunat și am spus scoate carte. Băi, că să vezi scoate carte. hai Ioane, că I avea tu 30 de ani în plus față de mine, dar eram, îl cunoșteam, fusese aviator, nu eram tâmpit. Mă pictase în ziua de 21 ca să aibă de unde să mă ia legal. Păi înseamnă că eram personaj interesant dacă în 21 decembrie cineva s-a deranjat să meargă să treacă pe Mărești în cartea de imobil. În buletin nu aveam nimic. Și cum ați fost arestat în. Dar dacă 19. tot vorbim de casă, vă spun, dacă tot vorbim de casă, să nu uităm cele două case atacate a celor doi lideri: Corneliu Coposu și Orațiu. Deci, cu mineri, cu securiști, duși la casa lui Coposu, s-a dat foc la casă din mașină, cu. știți ce însemna atunci cine avea mașini cu 12B? Diplomații. 12B, străini, diplomați, mă rog. Ambasade, dintr-o mașină cu 12 b care aparținea nimănui al decât lui Petre Ninosu, dacă vă spunem ceva. Da. Ginerele lui Corneliu Mănescu, un alt demnitar comunist, Ninosu a ajuns, lasă o parte, că a ajuns deputat, că a ajuns ministru ministrul justiției, a ajuns inclusiv 9 ani la Curtea Constituțională. Petre Ninosu. Din mașina lui s-a dat foc. Anchetă făcută clar de un milițian a făcut anchetă. I-a depistat cu ce mașină au venit, cine a fost în mașină, tot. E anchetă încheiată. La domnul Rațiu, la fel s-au dus, au furat banii ăia care i-au furat, să vezi ce frumos povestesc mine și deci că băi ne-a dat și nouă 500, 1000, cu tare, așa, i-a adunat, bă, și după aia ne-au dat ăsta că sunt fals, să-i dăm înapoi. <laughs> și le-au luat bani. Deci prima dată le-a dat și lor, ca să da, tacă da, din da, gură da. și după aia zic, băi vezi că-s în falși, banii încoace. Care... <laughs> și proști, le-au dat banii înapoi. Deci, ținta acasă la cei doi lideri pentru că câmpia nu era cum era să mă ierte, să-l ierte Dumnezeu dar Rațiu și coposul nu erau cu ei chiar dacă aveau seniorul Coposu o înțelegere aparte și spun unii domnul Rațiu, haideți că uitați, avem infiltră băi, lăsați că dacă îi dăm pe ăștia cam rămâne singuri pentru că lumea nu se implica Nu aveau cultura de a face politică decât tot ei. Sunt la parte că ordinul dat de la cel mai înalt nivel a fost împrăștiați-vă și disipați-vă Partidul Comunist în toate partidele. Și cu asta, basta. Ce ți -vă aminte că făcuse vreo 250 de partide la un moment dat, Iliescu? Da, uh, Ca să-și facă el majoritate în acel ceva unii? Mamă, era... Bun. Ion Rațiu avea cu totul și cu totul, sau mă rog, oarecum, separat, pentru că avea experiența din Anglia de atâția ani de zile, 45 de ani, și, și, era un democrat, era un boem, era un visător, era un lord, era, era, de toate, nici de cum nu putea să înțeleagă că cineva poate să creeze o asemenea diversiune, că cineva poate să meargă cu un securist, cu un miner, să bată cu bâta în poartă, să-i fure bani din casă. Nu putea să conceapă. Nu putea să conceapă. Dacă îi spunea cineva cu o zi înainte, ce hai domnule, lasă-mă în pace, cum să vină la... Trăise într-o altă lume. Și veniți aici, la Nenorociți ăștia de comuniști care mint, au mințit, mint au. și în toți acești și un exact la 180 de grade. Credeți-mă, până n-am mers și n-am luat contact cu instituțiile europene, știți, era o vorbă la românii, Băi, ă sproște ăștia, Occidentalii ăștia spun. Îi fac ăștia ei noștri, pe unde merg bă. ăștia din Est. Când am luat contact și am început să discut și să stăm la o poveste, asta mi-am dat seama că oamenii ăia nu înțelegeau. Eu îi spuneam exact la 180 de grade de ce primise de la București. Eu eram nimeni, eram un reprezentant a unei asociații. Ălălalt era fost ministru, ministru, președinte, prim-ministru, parlamentari, oficial ai statului român. Și rămânea perplex, stai domne, că nouă ne-a spus de la București că e așa. Păi nu -i așa, mă, e așa, mai oameni buni, uite, e așa. Adică nu și imaginează că un oficial a unui stat, toamne sigur, în negocieri te duci, mai e roz, mai e mov, mai e... Bă, da, alb și negru. Ziceți-mi de arestare, 19-a, dacă am ținut minte bine. Pe 18 spre 19, noaptea am arestat, am aflat că. Deci, ce am făcut? M-am -am retras, aveam un prieten care era uh, taximetrist, coleg, de fapt, de, de asociație, frasul, tot taximetrist, stăteau în Colentina. Și am plecat de la televiziune cu unul dintre ei în Colentina. Am plecat, am ajuns în Colentina. Nebunia continua noaptea. În fine, dimineața să aibă să ieșim să vedem ce. Am ieșit cu taxiul. Mi-au cam minte o fază, am luat-o prin spate și am ieșit pe la colția pentru că piața era blocată, cu mineri, cu un în bute, rezemați, plină piață. Și am făcut dreapta când am ieșit pe străduța de la spitalul Colția spre universitate. Mamă, când am văzut ce e acolo, zic, întoarce. Băi, ce nu întoarcem, că dacă întoarcem, zice, atragem atenția. Hai să ne ducem spre stop, că dreapta văd că dau voie. Adică dreapta spre piața Rosetti. Și s-a apropiat de stop, văd și acum un miner, să te așa ca și ciobanul, într-un lemn, nici n-aș putea spune băt, într-un lemn pur și simplu, rezemat, și aflasem că ne, ne, ne împrăștease pozele cu cei care erau mai cunoscuți prin piață lideri, dăduse poze la mineri. Bă, asta e ăla, asta e ala, asta e ala. Și când ne-am apropiat și am zis, al cu stop a ținut, a fost cel mai un stop din viața mea. Mi-am tras, am tras, cum îi spune, asta pentru soare, cum îi zice. Parasolar. A, așa. Mi-am pus mâna așa, mi-am băgat mâna în nas. În fine, am trecut, s a trecut, s-a făcut verde, am făcut dreapta și am luat-o spre Roseti. Când am trecut de penețe, 3-4 minere alergau în puști cu lemnele alea în mână. Fii <gângătă> <ză> mă, ce imagine! Și fugea mărâtul ăla de copil, nu cred că avea 16-17 ani, din ce am apreciat. <gântă> și zic, las o încet. Și la un moment dat, când mi-am dat seama că sunt în fața lor cam cu 5-6-10 metri, zic, oprește. Și aia alergau bezmetici după copil. Îți dai seama că am coborât din mașină și primul care mi-a venit, i-am dat-o de <gântă -i> din mersi am dat-o nu s-a așteptat el era atât de bezmetic și de țintă după pușteul ăla încât el nu și-a dat seama că cineva îi taie calea și i. o dă cum să cum să reziști cum să nu i o dai că încă o dată te felicit mă întrebi și că domne violenți ce violență? păi bă voi trageți în noi bă da. voi violați femeile bă voi ne înjurați după ce ne arestați de mame de fici de surori de și vreți ca eu să zic, păi știți, mulțumesc, dragi yeah. mei, sunteți niște domni. Păi până nu vă, nu termin în jurăturile a kilometri, a sutele de kilometri de înjurături din perioada comunistă, din toate lagările comuniste. Al ce aminte ce povestesc sfinții închisorilor, da? Mai vorbim că e sighet, că e pitești, că e stuf, că e râmnicul sărat, n-are importanță. Peste tot, în era mare onoare pentru ei. Pe mamă, pe fică, pe soră. Și înjurăturile jurăturile care au primit ai noștri noaptea de 21 până la Jilava și în 13, 14, 15 iunie în unitățile militare, păi până termin eu, asta am încă mult să vă înjur. Și în jur, credem. La un moment dat, nu mai știu câți ani erau, Tu pe Iliescu, vine în 21 decembrie, nu fusese niciodată în 21 decembrie, la cimitir. El venea 22. Vine pe 21 decembrie la cimitir. Și destul de mulți. Venise unii de pe la Galați, de pe la Slatina, aveam niște relații cu sindicate de la Arlo, de la SIDEX, prieteni, asociației. Vine cineva la mine și mi-a zis, mai, ai mărunt? Mă zic, nu am mărunt. Am zis că vrea să iau o lumânare. Nu mi-am dat seama ce. Șer la biserică unu, un leu, zici că vrea să iau o lumânare. Am băgat în seamă. În fine, să termină comemorarea și stai seama, stai cu criminalul în față. M-am abținut greu, dar m-am abținut. Și la un moment dat, era primul an când armata desecretizase jurnalele de luptă Era după a doua grevă pe care o făcusem și desecretizase jurnalele de luptă și oprea în mărinimia lui, domnul Mărieș, să dăm un autobuz, să-i luăm pe cei de la Timișoara, să mergem la Popejul Ordeni. El a făcut bisericuța aia acolo și a făcut. N-am ce coment. S-a angajat și a făcut. Și unde e drept, e drept. Cu păcatele lui, sigur. A, deci, domnul Mărieș, dacă vreți o mașină pe 21, noi, într-adevăr, de niște ani, pentru că lumea am mai, îmbătrân, mai îmbătrânit, luăm o mașină în 21 decembrie care vine cu noi. Ne ia, ne duce la cimitir, ne aduce în piața universității. Și plecasem spre poartă și zic, băi, stai, n-am dat mâna să le zic mulțumesc. Nu prea am plăcerea de a mă da mâna cu ei, mai sunt zilele alea, nici când, da? mai ales în zilele alea. Și atunci m-am întors de la poartă să dau mâna cu, erau doi, trei generali acolo, și aud brusc, uite, 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 iar mărieș. Băi, bezmeticul, eu sunt aici, îi spun, că era undeva în lateral de mine. Aveam vreo 20 de metri până la poartă. Când mă uit la poarta ea de la SPP cu hainele în cap. Și unii aruncau cu bani pe Iliescu. Țineți minte faza? Nu. Aruncă cu bani. Erau pe gard, aruncau cu bani. Ce să zici? Un gest. Le-a venit la unul idee și a zis, bă, hai să strângem bani, să aruncăm pe Iliescu. Bun. Vin la, venim la universitate de acolo. A, zice tipul ăla, habar n-am nici nu știu cine a fost. Unul, da? l-am zărit doar așa. Păi, medicul, nu vezi că sunt aici? Și generalul Voinea era general de armată. Nu legat de Voinea al dinainte de Revoluție și nici de generalul Voinea, procurorul. Un alt general Voinea. Lăsați, domnul Mărieș, că orice se întâmplă, tot dumneavoastră să se devină. Bun, ok, am înțeles, domnul general. Dar ne întoarcem, plecăm de acolo, urcăm o mașină, venim la universitate, plecăm de la universitate, la asociație, încă aveam sediu, încă aveam sediu, și plecăm Toată lumea în 21 decembrie era invitată la 21. Că erau 200, că erau 300, că erau 400, toată lumea venea și servea acolo ceva. În general, era sigur mâncare de post, că așa e normal să fie. Și se cântau melodie, mai bine mor decât comunist, că asta e melodia noastră, nu? Imnul asociației. Și sigur, veneau și amărâți din piață care unii din ei îmi spuneau că să satură odată pe Deci credem, în al doilea, în al primul și în al doilea an, după ce n-am mai avut seriu, veneau și îmi spunea, păi și noi unde mâncăm azi? Am înțeles, boschetari. Asta e viața, asta e lumea. Nu îi dădea nimeni afară. Toată lumea care vrea din piață, și de ei lor, și de ei noștri. Nu făceam diferențe. Băi, tu ești cu Iliescu. Bine, la comemorare și la. Bun. Au fost ani în care au venit ofițeri de armat în asociație și am tratat normal, pentru că s-au comportat normal și sigur că i-am tratat normal. Și mă sună de la un post de televiziune și zice, domnul, ești la ora 3, vă rugăm așa că sunteți în direct cu domnul Iliescu. Domnule, cu gestul ăla urât de la cimitir, s-a aruncat cu bani, domne. Într-un moment mai de relaxarea așa, chem pe cei din Consiliu până în secretariat. Că era plin și până în birou, și pe acolo, și până saloanele care le aveam. Zic, veniți până în secretariat. Ce facem cu? Pă ce, păi eu știu, unul, altul zice să ne dezicem, altul zice să nu știu ce. Păi cum să mă dezic? Păi am dat cutarea, tare, dat cu tare, dat cutarea, tare, la de la Galația, a la de la Stăte. Cum să mă dezic de ei? Să copii nebuni. <laughs> și mă duc la trei la televiziune, Intrăm în direct, astăzi un gest cu tare, foarte urât, așa, așa, violență, chestii cu tare, lasă și zic am o rugăminte. Având în vedere că ai mei sunt la 2 metri și urmate sub pământ, Ion Iliescu nu merită decât s-a terminat emisiunea. Deci cam așa trebuie acționat, asemenea tip de declarații trebuie date. Scurte și la obiect. Și cu Voican și cu Iliescu. Eu nu -i încurajez pe oameni să-i bată în stradă dar nu pot să controlez mintea unui mutilat de 31 de ani cu fier în șold, care poate a schimbat 2, 3, 4 proteze. Asta la operație și a fost anesteziat de nu știu câte ori, da? Să gândească cum gândesc eu, care sunt încă fie Dumnezeu l dat pe picioare. Nu pot să pun și să controlez mintea unei mame care atunci avea 25 de ani, sau 20 de ani, sau 30 de ani și acum are 50 sau 70. Nu pot să controlez. Sau unui copil care s-a născut și a crescut fără tată sau fără mamă. Lumea reacționează în funcție de ceea ce simte în momentul respectiv. De ce s-a tot blocat acest proces al, al lui 13-15? Este toată lumea mânjită. Așteaptă să nu mai fie Iliescu și să dea cu... Contumă ce, cum, de ce nu reușim să ajungem la un verdict oricare ar fi el până la urmă? Deci o luăm cronologic și uh, cumva alert. Până în 1995, toate aceste dosare legate de evenimente din de decembrie, implicit iunie, 90, uh, au fost clasate. Adică s-a dat nu. Pentru fiecare în parte. Ce semnau dosarele? 40 de morți la Brăila, 40 de morți la Reșița, morți la Sibiu, morți la televiziune, morți la Arad, morți la Timișoara, la Cluj, la Brașov, la Pitești, la Craiova, la televiziune, la unitatea de la nu știu care, la Ministerul Apărării. Deci multiple zone unde s-a murit. da. unde au fost focare și unde au fost, unde s-a alimentat diversiunea după 22 decembrie. Până în 22 e simplu, piața operei, Maria, șagului, în unele au tras, de unele i-au arestat, în București, în piața Universității și la Romană, în Cluj, în piața Mare și așa mai departe, Sibiu, la fel. Dar, după 22, au fost multiple focare. <cătă> Toate, au fost, dat, la, toate din aceste dosare au fost nu. Deci mii de dosare, da? Ultima evidență de la parchet este că ar fi în jur de 8500 de victime. Eu spun că sunt ceva mai mult. Uh, numai departe de mâine dimineață mă întâlnesc cu un coleg care a fost în celulă cu mine și arestat pentru că a făcut greva tăcerii. Deci el pe 14 s-a dus la Intercontinental și a pus un plasture și și-a scris greva tăcerii. Spune-mi ce a făcut omul ăla mâncație ca să ajungă cu mine în lot. Hai că eu am fost în piață, am scandat punct 8, jos Iliescu, jos criminalii. Ok. Dar nu a făcut nimic. E plecat în Olanda de... după ce a terminat procesul, a plecat cu familia în Olanda. Nu este în dosar. Deci este închis, se știe că a fost, nu l-a căutat nimeni 31 de ani să-l bage în dosar. Fie parte votămată în acest dosar. Nu? Bun. Sunt cel puțin 100 de oameni pe care eu i-am întâlnit de-a lungul anilor reținuți la Jilava care ne-au certificat. Oameni cu fișe de cameră. Nu că zice el că a fost la Jilava. Eu am făcut fișe de cameră. Avem fișele de cameră de la Jilava. Care au apucat să le facă fișe de cameră pentru că după ora 3-4 dimineața nu prea au mai făcut fișe de cameră. i ducea la grămadă. I-a ducea și, bun, alții au rămas până de poliție, în fin. Dar oameni cu fișe de cameră. La un moment dat aveam vreo 80 adunați, acum 12-13 ani. N-au certificat de revoluționar, nu au nimic. În jură lumea, ce domne, nu se mai satură ăștia, nu noi. Nu se mai satură ea lui Iliescu, că el a avut secretar de stat și a făcut revoluționar faș. Nu Asociația 21 Decembrie, nu eu. Eu nu am certificat. Eu nu am. Nu am vrut să iau din mâna criminalului. La mine, pe dosarul de la asociație, scrie refuză. Refuz. Asta e. Așa a fost voința mea și mi-o mențin. Dacă reușesc să ridic certificatul lui Iliescu, mă mai gândesc, dar nu mai pot, pentru că legea nu permite. Dar să-l văd eu odată pe Iliescu cu certificatul ridicat. Și cred că nu suntem departe. Cel puțin atât cred că rezolvăm în câteva luni. Nu vă spun mai mult, dar în câteva luni rezolvăm treaba asta. Măcar atât. Și credeți că va exista un verdict de acest gen în procesul Bun, să zicem, am ajuns în 95 și 15. totul era terminat. La A venit Emil Constantinescu. S-a dat dispoziție să fac niște dosare. Da, dar s-a dat doar până pe 22. Deci nu s-a făcut nimic în perioada domnului președinte Emil Constantinescu, cercetare după 22 de geam. Adică s-a făcut dosarul Timișoara cu morții aduși, arși la crematori, caz la Popeșilor de cu la Cluj, unde s-au dat și condamnări. În astea două dosare s-au dat condamnări. Cluj primul secretar, niște ofițeri de armată la Timișoara, Stănculescu, Chițac, celebrul dosar. Și s-a rămas chiar la stadiu -s. A venit Iliescu din nou. Pac, recurs în anulare la Stănculescu, Chițac, pac, anulată hotărârea. S-a reluat dosarul, s-a rejudecat și Clujul și Timișoara după ce s-a schimbat și a venit Traian Băsescu în 2005 și a durat procesul până prin 2008. La fel 15 ani. Deci instanța când a primit un dosar și a fost ok procedural, a dat soluții și a dat condamnări. Eu nu sunt atât de supărat pe instanțe, deși sunt supărat și pe instanța de la Curtea Supremă acum. Bă, să ții 4 ani pe camere preliminare un dosar. Patru ani! Când legea spune și aici de zile pe camere preliminar. Tu îți ții patru ani. Primul nu motivează 11 luni. 11 luni, să stai să motivezi dumneavoastră. Al doilea nu motivează 6 luni. Și vine acum așa am exemplu în dosarul Revoluției, în care s-a dat soluția în... Nu mai știu când a fost ultimul termen, lasă și mai. Așa? Și deja e motivată. Dar știți de ce? Păi a plecat la pensie, doamna judecător, s-a grăbit. Deci s-a putut motiva dosarul Revoluției, i-a întors la parchet, e aceeași situație ca și celălalt, 13-15. Motivarea a venit după 3 săptămâni. Dar credeți că Ionilescu va fi condamnat vreodată? Până în 2010 ne-am bătut cu generalii care trăsese și care erau un structuring. Domne, o inerție formidă. Cum să, cum să desecretizăm, domnei jurnalul de luptă? Jurnale, 108 jurnale de luptă ale armatei. Jurnale. Da? Dosare. Cum să desecretizăm, domne? Păi cine e ăsta, domne? Bă, nu mă ești ce do spunem? Eu eram complet acoperit de lege când am intrat în greva fam. Nouă ne dăduse deja, trimisese 40.000 de file din dosarul Brașov, care au plecat la CEDU și s-au întors la asociația 21 de decembrie. Și am zis, iau pe toate acum. Am creat precedentul. După 70 de ani în România am creat precedentul. Pentru că nu-ți dădea nimeni o filă, nu-ți dădea nimeni, nu-ți arăta nimeni o filă dintr-un dosar aflat în cercetare. Și totuși ziceam că e democrație în România, că eram în 2009, 2000, da, 2009. Trecuse 20 de ani de la Revoluție și noi procurorii erau tot cu dosarele subsertate. S-a creat un precedent formidabil. Și natural, spun eu, firesc, nu e normal ce are statul să aibă sau ce are inculpatul să aibă și acuzatorul sau invers, ce are acuzatorul să aibă și inculpatul. pe păi altfel cum să, cum să ne apărăm cum să avem arme egale? Păi eu nu aveam nimic și ei aveau toate băgate în buncăr. Toată crimă era ascunsă în buncăr și ieșeam mărieși cu mâinile goale, băi, sunteți criminali. Păi cine îl crede? De am ambiționat și a am făcut greva foamei. pentru că am vrut să ajut avocații, am vrut să ajut instanța, am vrut să fie clar pentru o instanță când se pronunță că sunt probe, nu doar, doar vorbele mele și declarațiile din presă sau ale colegilor mei. Și atunci am intrat în greva foamei și până la urmă am creat acest precedent la a doua grevă, pentru că mi-au promis, când am ieșit din prima grevă, mi-a zis, domnule, desecretizăm și astea și le dăm. Aiure. Trecut trei luni, am intrat din nou în grevă, am stat 78 de zile a doua zi, a doua grevă, până am luat ultimele, în ultima zi de grevă, am luat ultimele 14 jurnale de luptă. Că le dădeau în funcție de cum credeau ei, că sunt de periculoase. Da. Și eu nu vreau să cedez, bă, ori le iau pe toate, nu mai zic de acel nu, hai să nu folosesc cuvinte dure, oarecare opriș care a fost pe la STS, vă aduceți aminte de el. Mamă, dar cine era opriș, dar ce general era asta? Și mi-a povestit ce a făcut la Revoluție, dacă vă povestesc, vă prăpădiți de râs. Ce a făcut el la Revoluție. dar, mă rog, nu contează asta, că atât îl duce amintea. Păi mi-a trebuit vreo trei săptămâni, m-am certat cu el că nu vrea să mi elibereze niște jurnale de luptă care erau ale lor. Zici, domne, dar la STS sau la serii, da, Păi, știi ce era la el? Teourile. Știi ce erau teourile? Acele telefoane secrete care se dădeau ordine în de la Comitetul Central, de la miniștri, de la Ceaușescu, către. că Operativ sau. Operativ. Ei, în acele zile ale Revoluției, sau imediat după 22 decembrie, la unii au mutat teourile acasă și coordoneau de acolo. Și atunci asigur că mă interesa să văd care din ei au trădat. Pe ăla au trecut de partea alaltă și cam ce s-a întâmplat. Sigur că pe un procuror îl interesează asemenea chestiuni. Îl cheamă pe ăla, băi, fost ministru în cabinetul Ceaușescu. Și ăla vine domne, știți, eu după 22 de ani n-am mai făcut nimic, domnule. Am fost acasă, m-am speriat, m-am băgat sub pat. Și Africa că am mutat eu acasă și că dea ordine în continuare. Opa! Deci, era important ca să găsim, să desecretizăm și aceste documente. În fine, ne băteam cu generalii care trăsese la Revoluție, care participase, dau niște nume. Hai să dau două nume de șef de servicii. Dumitru Iliescu. 2004 apare în libertatea Dumitru Iliescu, Naghi și cu Ionel, Ionel cum dracul Chema era ajuntul la momentul respectiv. Ionel Marin. Ionel Marin. Au intrat în baricada în 21 decembrie. Poftim. Cu tancheta în baricada în 21 decembrie. Ce au ajuns Ionel Marin a ajuns ajuntul Sereului. Naghi a ajuns, ajuns șeful SPP-ului, Dumitru Iliescu, șeful SPP-ului. Poftim. V-am dat numele de general. Nenorocitul ăla de colonel care v-am spus, oană care a adus militarii și pe 21 și pe... a ieșit cu militarii, ordin. La televiziune, general. La televiziune, general Tudor. La Comitetul Central, generalul Mureșan. Maiorul Mureșan care a dat foc la bibliotecă și la muzeu. Ce vorbim cu unitatea lui, cu tancurile? El a tras, el a dator din să tragă în bibliotecă și în, în muzeu. A ieșit, este declarația directorului de la muzeu care iese și spune Domnul Maior, nu mai pritidesc, domnule, sunt cu patru femei acolo, trei sau patru femei, nu mai știu exact, în declarație, și nu mai din să stingem focul. Pleacă, bă, de aici, că am ordin să dau jos cu asta. Poftim? Domnule, spune și mie, cum sunt tablourile din muzeu împușcate în cap și în inimă? Să fie iertat, doamna Coșoveanu, să fie iertat acolo unde e, să o Dumnezeu. O femeie vrednică care a ținut piept la și la furturi și la măcel. Și-a băgat cât a putut, pe unde a putut a ascuns valorile inestimabile din muzeu. Există un film împușcat, deci trage în tablou, în cap și în inimă. Mal dracu să moară măsa de soldat sau de ofițer ce-o fi fost el, cum a nimerit în tablou ăla tot mai în cap sau în inimă. Și sunt multe exemple. În mai multe tablouri s-a întâmplat treaba asta. Nu număr, nu, nu la bază, nu, în inimă și în cap. Făceau exerciții să duc ofițeri în bibliotecă, iau niște tablouri din bibliotecă, le recuperează, aia ardea. Și vin la Maior, Mureșean, în mijlocul pieții. Doar și Maior, ce facem cu pradă de război, băieți? Poftim? Ce e el astăzi? General cu patru stele, șeful culturii pe armată a ajuns. Păi normal, dacă a salvat cultura în 22 decembrie, 23, 24 și a tras în cele mai importante obiective din zona respectivă. Cum dracu să nu ajungă omul șef pe cultură pe armat? Da. Ce nu avem probe, ba avem probe, domnule. Se... să vă dau un exemplu. În dosarul ăsta trimis recent, zicem, da, cu doi ani și la instanță, au fost desemnați 3 procurori. Unul dintre ei s-a ocupat de sala Palatului. Și a făcut anchetă pe la aparatului. A făcut pe Dai Baselea. Era ancheta deja făcută, doar trebuia probele luate și reactualizate nouă dosar deschis, da? Când să se prezinte trei procurori, fiecare cu zona lui, da? Vine și introduce în rechizitorul, se face rechizitorul și semnează trei, da? Păi, de când se semnează, semnează unul. Adică în Copițu, ăsta care e acum șeful secției parchetelor militare. Doar el. Ceilalți doi nu mai vor să semneze. De ce? Aflu au refuzat să semneze rechizitori. Unul dintre ei făcuse dosarul cu Mureșan. Păi cum să-l punem, domnule, pe domnul Mureșan sub urmări? Lasă-mă, du-te, bă, dracu, deci nu vrei tu să semnezi rechizitori, dar nici nu-ți bag lucrarea. Și eu să pe afară. Uite, să vă propun ce că... ce vorbim? Uite, uh... iar acum, și cu asta am încheiat, ziceți, v-am spus în urmă cu 10 ani încă ne băteam cu generalii care au ajuns, mă rog, ofițerii care au ajuns generali. Știți cu cine ne batem azi? Cu soldații care au ajuns. general. Promoția 90, 91, 92. Academia Militară, școala de miliție de ofițeri, securitate la Băneasă. Cele mai înalte grade și funcții în România la ora asta. Len, colonel, colonel, general, costea 2-3. N-am dreptate? Faceți calculul. 31 de ani și cu 20 sau 19 cât avea atunci, sau 21, faceți calculul și vedeți cine conduce în România. Nu Iliescu! Nu Orban! Nu Kelemen! Nu Barna! Nu tovarășul ăsta de la Buzău! Că nici n-are rost să-i pronunț numele. Nu! Ăștia conduc România. Și după aceea zici, băi, Mărieși ăsta, bă, de 30 de ani, băi, dar nu... Băi, nu se poate, nu se potolește, nu... M am câștigat cu voi, eu m-am judecat cu voi, cu statul român și n-ați reușit să mă dovediți nici că a fost membru de partid, nici că a fost informator a partidului, nici a securității, nici sub nici ofițer. V-am dovedit la ce? am câștigat cu voi, da? m-am supus unui proces la cel mai înalt nivel da? ca instituție europeană? M-am supus. Eu am probat, voi n-ați probat. Declarațiile sau răspunsurile voastre sunt așa. Uh, nu putem să infirmăm și nici să confirmăm că domnul Mărieș a fost. Și ce do Având în vedere răspunsurile sri și cu tare și cu tare și cu tare, domnul Mărieș este posibil să fie urmărișează. Păi, în 2012 mi-a spus Dragomir, aveam mandate de siguranță națională de ascultare și eu aveam 48 de kg în grevă. Păi, vă sunteți nebuni, pe mine mă ascultați eu în țară. Eu sunt trădător de țară. Mi-au dat mandate, mi-a spus Dragomir, înainte să fug. Eu vă propun așa, să ne reîntâlnim pentru a continua și cu Revoluția, cu dosarul Revoluției, dar pentru astăzi mi-ați promis că explicați de ce Iliescu. A folosit termenul de Goland. știți că nu sunt nervos, eu mă aprind și intru în starea mea, pentru că este normal când vorbești de lucruri atât E foarte care... bine că aveți o energie, eu să admir. Să... energie Lucrură care să... îi sperie pe unii. Da. E adevărat că nu pe prea e rezistă la dialog. Păi nu prea rezistă, că n-au cum da. să reziste. Îmi place viteze, energia, mânt, dar probabil, probabil că din cer, acolo unde au fi a, sufletelele da. lor, poate că mai transmit ceva și încoace. Așa ca să, în ciuda dușmanilor, da. să vorbim. Rămânând pe pământ. Uh, cu Golani. 23 dimineața. Telefon. Dorul ne-au bătut azi noapte. Și? Păi ce bă, ne -au, ne-au lungat de la, din piață, zice, e înconjurată piața de miliție. Bine. Plec în piață. Plec de acasă spre piață. Zic, hai să dau o tură până la peniție să văd ce... Tot felul de diversiuni, că aduc părege, că fac, că dregi, că... Stănculescu le dădea tot felul de informații la bătrâni săraci. Mă duc, mă întreb, mă uit. Ciudat. Hai să vin în piață. Vin în piață, când vin în piață, de la metrou, de la, pe partea, vorbim de partea cu teatru acum, de la metrou și până la Batiștei, un cordon de milițieni pe partea cealaltă, pe partea cu universitatea, de la metro și până la restaurantul Dala, hai să zicem, la ciclo, fostul ciclu, la intrarea în metro, la, în garaj, pardon, că nu e metro acolo, garajul de la Inter, la fel, un cordon de miliție. Pe partea cu teatru, 100-100 ceva de oameni, dincolo mai mulți, destul de plin la fântână. Arhitectură plin. Merg la arhitectură normal, mă întâlnesc cu oameni pentru că eu de acum aveam 5 luni de stradă din ianuarie și până asta organizase meeting la, făcusem uh, miting alea din, mar din aprilie uh, inclusiv la din 18 uh, 18 februarie, nu știu dacă știi eu am fost acuzat de Iliescu de două tentative de lovitură de sat, 18 februarie și 13 iunie, asta a spus -o în America era într-o vizită în America eram închis încă prin octombrie 90 și s-a prezentat la șapte zile din săptămână sau era o emisiune de genul ăsta cu șapte zile, nu mai știu exact, la TVR1 și au dat declarații a întrebat cineva de cei mărieși în pușcărie și a zis, e autorul celor două tentative de lovitură de sat. Bă, nu mi-au ieșit, îmi pare rău. S -s -s. Uh, stai liniște că am fost și 91 acuzat și... Dar asta a făcut-o publică el. Bun. Și zic, băi, ce să fac, ce să fac, trebuie ocupată piața. Mă uit lumea destul de răită, de îndârjită. Îl mai arestase și pe dincă. Cu o zi înainte. Pe 23 asta. I-am simțit le-am simțit, cum să spun, îndârjirea și, și nervul până ce l am scos și l am eliberat pe dincă, pe la amiază. Vă zic, mizez pe ei. Și iau câțiva, câțiva, patru, cinci băieți, ia venit mă acolo. Mă bă, în dreptul balconului, îi dau un brânj la un milițian. Și am făcut gaură. Erau unul lângă altul. Nu înțelegi? Era ca un gard. I-am dat un brânj la un pac, făcut gaură și am trecut la... Am ajuns la troițe, la unde depunem în coroane, în mijlocul pieții. Ajung acolo și stau și mă uit, bă, pe unde îi sparge? Zic, bă, hai să mă duc, am zis eu în sine, hai să mă duc la teatru, că-ți mai puțin. Și dau tonul de acolo. Că ia la, la 3 400 stăcățuni, când ori vedea că intră primii pe calda bang, bă, îi sparg imediat, îi zăpăcesc pe aia. Fac declarații, o să zic că, instigatorul instigatorul. Da, bă, sunt instigator, am ieșit împotriva criminalului din de decembrie. Punct. Pa! O instanță europeană a spus clar, în perioada infracțională, decembrie 89-iunie 90, în România, autoritățile statului au săvârșit violențe împotriva demonstranților pașnici în desprinderea lor dinspre un regim totalitar spre unul democratic. Pa! Eu am făcut parte din cei care am ieșit împotriva statului criminal. Că m-am bătut cu ei. Că am dat cu piciorul. Că mi-au tras -o. Asta e, așa e în luptă. Că au tras cu glonțul și nu m-au nimerit. Asta e. Că m-au arestat și mi-au pus cătușe. Asta e. Eu nu mă plâng, eu nu sunt victimă. Dar trebuie să înțeleagă lumea dârzenia de, de atunci. Și să simtă că era nerd. Nu ieșim acum la zăr. Chioveși. Bă, băi, băi, alo, justiție. Băi, copii. Băi, copii. De la jos comunismul. La fără corupție, o diferență de la cer la pământ. S-a mai schimbat și Lubitul meu, e de la cer la pământ. Sigur, e foarte bine că s-a schimbat. E foarte bine că nu mai au curaj să tragă. E foarte bine că am intrat în Uniunea Europeană, că asta am vrut în piața universității, spre Occident. Problema este de ce, de ce ne facem miilor falși? Ziceți-mi de termenul de Golan. Mă duc la... Dau să... Mă să, Uitându-mă să traversez, să merg spre teatru și să încerc să sparg acolo, apare lângă mine un individ îmbrăcat în costum de marină. Dacă era milițian, recunosc că eu dădeam. Dar era marină, nu aveam niciun cu armata, cu marina, nu aveam, înțelegi? Nu era o repulsie pe haina aia. Noi aveam o problemă cu haina, să ne înțelegem. Era una să ai petrițe roșii și alta albastre. În decembrie și după decembrie. Adică știam care sunt trupe de securitate, care sunt închiși, care sunt infanterie, care sunt... Bon. Și apare la acolo lângă mine, nu-l cunoșteam, nu știam cine Nu-l văzusem la revoluție că a apărut, că eram prin ce nu m-am uitat la Cico Dumitrescu. Criminal mort. Și în fine, băi băiatule, băi lasă-ne mă pace, mă sărăcie, du-te în durerea Și la un moment dat s-a apropiat din nou eu mai vorbeam, cu, schimbam păreri cu băieții ăștia și s-a apropiat mai mult decât ar fi trebuit și l-am prins de omăr și l-am împins. Înțelegi? Tu te mă lasă în pace. Îl trimisese Iliescu din Parlament să vină să vadă ce în piață. era tovarășul lui, era secretar de stat, nu orice funcție. Era al doilea după ministrul de interne. Și el a avut proasta inspirație să dea din mână, așa, când l-am împins. I-am tras-o direct între ochi. L-am scuipat și a plecat. Și stau să-mi și i-a spus lui Ilescu. Domnule, am fost. băi, Ioane, cum vorbeau ei. Bă, m-a scuipat unul în piață. Și ala de nebună a ieșit la televizor și a zis, golanii din piață. Deci asta este, am <laughs> înțeles. și acum, foarte pe Sigur scurt... că asta am făcut, am traversat. Milițianul care a văzut că vrem să părăsim caldarem, a făcut un pas în dreapta, i-am dat un brâci în piept, el s-a tras. A zis, Bă, bine că ies ăștia de aici. I-am dat un brânci și în momentul ăla i-am rupt în două jumate până la Inter, jumate înapoi, la aia lații au spart și așa mi-a eliberat piața și am rămas până în dimineața de 13 cu piața blocată. Foarte, Foarte pe scurt, acum că o să revenim la dumneavoastră. Va fi condamnat Ion Iliescu sau nu? Dacă apucă trăiește ceea ce noi dorim și doresc, eu sunt fan mare să trăiască Ion Iliescu. întotdeauna ne-am dorit sănătate și maximă și al mulți, uh, și dacă după această fundătură în care suntem, acum suntem într-o fundătură, adică dosarul întors cu toate probele anulate după patru ani de stat pe Cameră Preliminară. Dacă nici acum autoritățile înalte, pentru că fără voință politică aceste dosare nu se fac, eu n-am atacat niciodată și nu am mers la, pentru dosare nici măcar la nivel de prim-ministru. Am mers la președinte și la procuror general. Acum pare că ar fi nevoie de intervenția premierului pentru a da o ordonanță sau a solicita ministrului să facă o inițiativă uh, legislativă și ce am propus noi? Nu știu dacă ați văzut, zilele trecute am făcut o scrisoare, am transmis o scrisoare deschisă, excelenței sale președintele României și domnului prim-ministru, în care facem o analiză, am ajuns să facem analiză, Asociația 21, nu mai știm de capul nostru, nu mai știm ce să facem, credeți -mi. Eu, acum patru ani, i-am spus lui Lazar, înainte să trimită dosarul, l-a trimis pe 13 iunie, și înainte să-l trimit -o, cu o săptămână, două, zece zile, m-am întâlnit cu el și i-am spus, domnul Lazar, nu-l trimite, domnule, te rog, eu frumos nu-ți bate joc de noi. Haideți, domnul, ești că e bine. măi, i bine, mai bătai de joc ce au făcut ăștia în el. Te rog, eu frumos nu-l trimite. Că stăm și pierdem vremea. Și așa, așa, e vacanță, zic, mai ai două luni jumate până începe uh, curtea să lucreze, că e bine vacanță, să au două luni de vacanță. Zic, ai timp până în să pune să facă treabă, să repare, ce... că nu mă strică ce a făcut în Bineînțeles că nu m-a ascultat. Rezultatul după patru ani. El a ieșit atunci și a spus, domne, extraordinar ce a făcut instituția parchetului militar, facem în 2018 a ieșit la Casa Armatei și a spus în acest local ținem raportul anual pentru că bravii procurori militari au finalizat dosarul 13-15 iunie. Bă, nu ți-e rușine, mă. Eu am ieșit pe partea altă și am spus, domne este nenorocire. E praf. O parte a presiei m înjurat o parte a co colegilor nu, dar a oamenilor, sunt 1500 de oameni acolo. Unii dintre ei nici nu mă cunosc. Eu n-am făcut pentru tine, pentru mine sau pentru 21 ce am făcut. Am făcut pentru toată lumea. Identic și într-un dosar și într-altul. Îi cunosc sau nu-i cunosc, nu mă interesează. Mulțumesc sau nu mulțumesc, nu mă interesează. E vorba de adevăr și de istorie, punct. Și de morții aia care nu mai apără nimeni. După patru ani, eu nu am nicio satisfacție. m am întrebat unii domnul și aveți satisfacție că i-ați bătut din nou pe procurori la curul gol? Să mă iertați? Nu am niciuna. Eu am vrut ca acest dosar să fie terminat, finalizat, condamnat, trimis după gratii. Nu să stau patru ani pe cameră de și rezultatul este întors la parchet cu toate probele anulate. Păi care e credibilitatea acelui procuror general care a ieșit și și-a însușit? Mai vorbesc de păduchii ăștia care au făcut dosar. De ăștia nu mai vorbesc. Dar între timp s-a întâmplat ceva. Statul român a decontat. Toți și-au luat grade în acești ani. Marea majoritate în momentul ăsta secția parchetului militar de populată. O parte au stricat dosarul Revoluție, o parte dosarul 13-15. În momentul ăsta mai sunt vreo 4 sau 5 5 în secție. Și unii dintre ei tot cu tendința de a pleca. Deci e de populată secție. Nu există. Să întoarce dosarul înapoi și nu are cine să-l facă. <coughs> în acești ani și-au luat grade. O stea de general, două, de colonel, de la major a ajuns colonel. Bani. 1500 de oameni, nu mai vorbesc de ceilalți în dosarul Revoluției, 5500. Și fără perioada 16-21 decembrie, care n-a fost trimisă în instanță, a fost clasată acum 2 ani. Și poate mă invitați o dată să discutăm despre această mărșevie. Deci, perioada Revoluției n-a fost anchetată de acest individ, care astăzi e șeful secției parchetelor militare. Acest. Uh, în acest dosar vorbim de 13-15 peste 50 de avocați din oficiu. le am spus la oameni, băi, nu vă luați avocați, nu dați bani. Să întoarce dosarul. Haideți, domnul Mărieș. Domnul Mărieș, o fi bine. Băi, eu vă spun cinstit. Voi faceți cum vreți. Oricum avocații asociației pun concluziile și sunt, și scrie judecătorul, admite plângerea asociației 21 decembrie, cu asta începe. Da? Pentru că ai nu știi cunosc subiectul. Vin un avocat din oficiu, Știți cine sunt avocați din oficiu în general? Cei care nu au clienți. Vin și ei săracii să câștigi un ban. Ok. Bă, dar nu încurcați. Vin nici și încurcă. Vreau să vă spun că au pus concluzii împotriva asociației. Suntem nebuni? Păi nu sunteți voi puși de alați ca să veniți să stricați? Sigur că judecătorul îi suportă, că nu are ce să facă. Trebuie să facă procedura, să aibă fiecare om un apărător. Dar aia nu-i cunosc, nu cunosc pe aia 50 care le sunt clienți. În schimb, la sfârșit de o banii. bani. Drumuri. Patru ani de umblat la Curtea Supremă a oamenilor din țară. Păi cine decontează decât omul direct, victima, da, îi mai e din buzunar niște bănuți și timp, da, unii dintre ei bătrâni. Covid. Au venit. Pe cealaltă parte statul decontează și plătește toate cheltuielile astea de așa zis judecată. Asta nu judecată, asta e bagiocură. Nu-i procedură făcută de procurori, nu-i judecată făcută de judecători când ții patru ani pe cameră prin un anul dosar, Când legea spune 60 de zile, repet, 60 de zile spune. Vă propun să încheiem optimist de data asta, că ne mai vedem și pentru dosarul Revoluției. Eu zic că va avea zile încât să treacă și pe acolo domnul Iescu, că, că trebuie zâmbesc. să treacă. E poate prima dată când zâmbesc în, în, emisiune, cu drag vreau. Da. Sincer spun, mi-aș dori și multă lume, foarte multă lume. Deși pare că nu mai există atât interes. Dar eu îi simt, îi văd pe stradă. Eu n-am stat ascuns sau n-am plecat din vreo piață vreodată. Eu am fost toată această perioadă de trei ani de zile, în ultimii trei ani sau patru ani, mă rog. Că... Da, mă rog, 2 do doi ani, trei ani am stat, -a stat efectiv da, pe da, justiție, da? da. da cu PSD-ul. Eu am fost în piață cu oamenii. Eu am mers la televizor și... Uh, spuneam adevărul legat de ceea ce a făcut uh, sub Lazar, Coșneanu, Ion Vasilache și alți tovarăși, uh, inclusiv de 10 august, poate vorbim de dosarul 10 august, vorbim. să vedem ce mărșevie și cum l-au plimbat. De aia, uite, a trecut trei ani și acolo. Aceiași procurori. Aceiași procurori. Și cu toate astea n-am fost niciodată în piața victoriei să vină unul să-mi spună, domnul dar de ce a zis de la sau de -ala? Dar dacă venea altul în urma mea și spunea, să zicem că făcea o marș până la parchet și îi păi instiga să scandeze. Haide să scandăm numele procurorului general. Ia scandau laser. Și eu, pe mine, mă auzeau seara că dau un laser. Totuși oamenii au putut să facă diferența și să înțeleagă că am dreptate. Și asta este un lucru care mă încurajează și îmi dă speranță că lumea nu este așa cum se spune. Hai, domnule, că nu se pricep, hai, domnule. No. Nu. lumea se pricepe și cred că vom ajunge la un mulțumesc Mare ne reauzim și pentru 10 august și cu revoluția, că sunt atâtea lucruri care nu s-au finalizat în România, îmi pare bine că ați fost aici am încercat așa să rememorăm pentru cei care au mai vizionat imagini de la 13-15 dacă îmi permis chiar da. 30 de secunde da. uh, nu știu dacă la voi la Cațavencu sau un alt ziar de omor la un moment dat a apărut o poză. Puneam o floare la o cruce, nu o lumânare, la o cruce din Timișoara, în cimitir la Timișoara, în 17 decembrie. Și m-au prins, cu pac, poză. Și titlul era așa, și cu puțin noroc și și era aici. Mulțumesc că ați fost aici, urmăriți la Mintea Lui Tetelu și în edițiile următoare, să ne revedem cu bine și să drag, Mulțumesc. Să așteptăm niște verdict ale justiției. A fost bun, că... sper să fie și apreciată, chiar credem mă că a fost sincer. Mă bucur da și pe da da asta mă mai aici, nu se vine, vine decât cu sinceritate. Mulțumesc mult și să ne reauzim. Succes și vă. Rămâneți cu Mintea Lui Tetelu și cu mintea voastră în cap, pe data viitoare.